Bună, Simona, suntem în Bună emisiune. dimineața, Moise. Ai spus că ai început azi la 7 dimineața, că nici duminica nu dormi. Da. Soarele își revarsă ultimele raze de lumină și Orion deja răsărise pe cerul de culoarea cobaltului. Ce frumos! Din povestea noastră, da. Dar ce spuneai, că ați ajuns la concluzie că concluziile deja au fost trase, nu mai putem să mai tragem concluzii, Nu nu? se poate face decât analiză de text. Să vedem ce au spus alții în comparație cu școala IB. Dacă e ceva nou și să ne îmbogățim. Să ne îmbogățim cu ceva nou. Da, păi de asta am spus că mi se pare, s-ar părea important să discutăm cartea asta, Școala Zeilor, să vedem cum e luată informația și sucită și întoarsă pe dos. Da, important să vedem că toată lumea zice că e grozavă, dar dacă nu spune că Dumnezeu e peste tot, nu mai e grozavă. Da. Iar dacă spune că Dumnezeu este peste tot, nu mai poți să urăști. Și nu mai poți să judeci. S-a terminat cu judecata, se termină cu toți. Și cu New Age-ul. Și tu crezi că el se va lovi pe el însuși vreodată? Știe ce se evite. Deci, ca să poți să scrii asemenea carte, trebuie să știi ce să eviți. De aia vreau să zic că ei sunt cum sunt criminalii. Deci, cu bună știință, gândesc și calculează fiecare pas și sunt foarte atenți. De fiecare dată când vorbesc și au făcut un limbaj din acesta care să eludeze adevărul, să fugă de el. Dar au experiență în chestia asta, că este foarte greu să nu spui adevărul. Ai văzut la Vechiul Testament, nu mai spune câteodată. Nu poate să fie numai parțial, numai polarizat. Nu poate. Deci toată povestirea aceea e polarizată, te îndeamnă la polarizare ca să-ți faci dușman și să te împarți în tabere, dar din când în când îl mai arată pe Dumnezeu că e în toate situațiile și atunci dispare polarizarea. Nu mai are niciun rost. Da. Ok. Mai departe. Vrei să intrăm la iertarea de sine? Da. Dar trebuie să te străduiești în grei cu tine însuți. A spus el, ca să atingi acea stare anume care implică libertate, cunoaștere și putere, numită iertarea de sine. Marius, există iertare de sine? Nu. Dar ce ar trebui să existe ca să existe iertarea de sine? Păi trebuie să existe un ego care să se simtă incomplet, că nu e destul cum trebuie, că lucrurile nu merg bine, că totul e greșit în lume și că el în sine nu face lucrurile cum trebuie și că este păcătos. Și atunci apare sentimentul de vinovăție și corespunzătorul, inversul, este iertarea de sine. Deci, Vinovăție. Deci trebuie să împartă întâi, să se poziționeze ca să apară vinovăția și rău și vinovații în lume. Adică trebuie să arunce vina în afară. Când aruncă vina în afară, omul devine vinovat. tu vrei să spui că fără să avem o persoană, o persoană, să ne avem o identitate, O mască. de fapt este un ego, o imagine, fără asta nu ar exista iertarea de sine, dar Fără atâta vreme. minciună. Fără minciună, să știi. Masca, Da. deci persoana înseamnă mască, înseamnă minciună. Fără minciună Masca, nu da, poate să persoana. existe iertare de sine, că nu există un sine, un eu separat. Există numai el, cel ce este și acolo nu există nimic, nimic de obținut, nimic de câștigat, nimic de atins. El, Dar vezi tu că, spune. uite, denumirea asta de persoană vine din latină. Știi? Persona erau personajele din teatru. Măștile. Știi că ei purtau măști când jucau teatru. Deci când s-a adoptat cuvântul persoană și se referă la noi, deci se referă la masca noastră. Persoana. Deci la ego. Deci atâta vreme cât ai masca pe față, cât ai persona, ai și ego,
ai și identitate cu ego-ul respectiv, ai și greșeli și trebuie să te și ierți și să ierți pe ceilalți. Corect. În momentul în care ești conștient că există această mască și știi, ok, o știu că o am pentru că așa e societatea, ești conștient că nu te mai identifici, o te faci procesul să nu te mai identifici cu masca ta. Să spui, ok, ceea ce suferă este această mască, nu eu. Exact. Și ai observat așa de bine că, de fapt, cel care se supără e masca noastră care se supără pe masca din față. Deci măștile se ceartă, măștile se supără, măștile suferă, măștile se iartă. Se simt vinovate, se acuză, măștile între ele. Deci imaginile. Nu noi. Noi, ca ființă divină, niciodată nu facem asta. Ne suntem nemișcați. Nu știm decât să iubim. Pe de altă parte, este o rușine pentru specia umană că funcționează ca o mască. El nu funcționează cu ființa adevărată în viața de zi cu zi, că nu are curaj. Pentru că ființa adevărată îi produce pierderi. Știe foarte bine ce să evite și cum să fugă. Omul fuge toată ziua de Dumnezeu. Pentru că Dumnezeu este doar se dăruiește, iubirea doar dăruiește, iubește, și se lasă folosită. Face voia celuilalt și niciodată voia ei. Întotdeauna dă dreptate celuilalt, nu se apără și nu se luptă, nu se protejează. Din cauza asta, omul știe ce să evite. Atâta timp cât el se comportă ca un ego, știe de ce fuge de ființa divină, știe cum să facă. Deci el este fățarnic, este ca un criminal. Deci omul obișnuit se poartă ca un criminal, pentru că îl alege pe diavol, pentru că nu poate să-l aleagă pe Dumnezeu, că Dumnezeu îi produce pierdere. Diavolul nu îi produce pierdere. Se duce în rai și zice, Doamne, e tutun aici? Nu e tutun. Sunt femei? Nu e, nu sunt femei. E petrecere? Nu e petrecere. Și se duce în iad. E tutun? E tutun. Sunt femei? Sunt femei. E petrecere? E petrecere. Aici Marius, exact cum ai spus și tu. Nu știu, tu ai zis că e plictiseală mare în rai. Ce să faci acolo? Să umbli așa de colo-colo? Da, ca bezmetic. Da. În loc să vii, să te duci în iad, măcar acolo știi de ce suferi. În rai ești bucuros, dar nu știi de ce. Dar, într-adevăr, dacă e să faci un pas înapoi și să te gândești, ok, ce ar fi să fiu 100% sau 80% în mai dăruire, momentul ăla când te trezești dimineața și primul lucru este ce fac pentru soțul meu, ce fac pentru partenerul meu, ce fac pentru copii, ce fac pentru comunitate, ce fac pentru vecinul, ce fac pentru ăsta. Deci când îți schimbi gândirea și te gândești prima dată ce fac pentru mine, cu ce mă îmbrac, ce mănânc, ce fac astăzi, ce listă am, toate ce am eu de făcut, dar te gândești ce valoare sau ce pot eu să-i aduc vecinului sau partenerului meu de viață și făcând asta pe o perioadă lungă, tu nici nu te mai gândești la tine, deci persoana aia nici n-ar mai exista. Nu te gândi că eu sunt Simona și eu să te pierzi fac pe tine, nu te asta mai și mă gândești la ocup tine. de asta și Da. responsabilitatea mea e asta. Și dacă n-am făcut asta, acum mă simt vinovată că dacă am fi făcut, nu s-ar fi întâmplat. Deci ai rupe șirul ăsta a nebuniilor. Exact. E Exact. fără capăt. Și ai văzut o chestie când a venit diavolul la mine, a încercat să mă ispitească exact ca Ivan Turuincă. Nu? Trebuie să te distrezi în viață, să ai și tu ceea ce vrei, să iei casă, mașină, bani, cât mai mult, să te plimbi peste toată lumea. Exact ce toată lumea vrea. Este un clip pe internet cu Corrado Malaga, care vorbește cu un duh întunecat dintr-un om, dintr-o femeie, parcă. Și duhul râde și zice, noi cam suntem peste tot. Nu știu dacă mai e cineva care ne-a prins. Vezi? Și asta este problema mare. Se vede imediat când nu ești prins. Se vede la culori. Și vine la fix după tine.
Da, cred că fiecare se împriște, dar la nivel diferit. Da. Dar ca să te lași, trebuie exact ce ți-am zis eu, ce am citit în Willpower, da? E autocontrol. Mai întâi să te autocontrolezi la ce e mai simplu, la mâncare, după aia la gânduri, la vorbe, la așa. Deci autocenzura trebuie aplicată. Să te gândești De dacă toate. Divinul sau Sufletul din noi sau Isus ar face, sau Dumnezeu ar face lucrul pe care vrem să-l facem. Dacă El ar face. Și să vezi că el nu vrea o plăcintă mai bună, el nu vrea să meargă cu tramvaiul, el vrea pe jos, el nu vrea ușorul. Niciodată Sufletul nu vrea ușor, îl caută greu. Și atunci știi unde te afli. Nu vrea mai mult bine pentru sine, nu luptă pentru dreptatea lui. Sufletul întotdeauna se lasă folosit de oameni. Face ce zic oamenii, este ca un slujitor, e un rob. Asta este sufletul. Spune și mie, cine vrea să fie rob? Pentru că asta ar însemna să ajungi în rai. Numai slujitorii ajung în rai, nimeni nu vrea. Da? Și se duc și se chinuiesc în iadul întâi de nu se văd. Că nici nu Păi, au speranță acolo, dacă mai ești vreodată de acolo. dacă acolo e de toate, Marius. Da, dar vin sub o formă agresivă spre el. Da. Toate lucrurile pe care el a prețuit aici, acolo el își dă seama că nu au nicio valoare. Nu înseamnă nimic. Sunt fum. Deodată, deci, spre exemplu, el și-a construit o casă mare, a muncit și deodată ea se face fum. Pac! Dispare. Păi unde e casa lui? Și apare o durere incredibilă în el. Păi ce faci când îți arde casa aici? Deci nu ajungi încă în ea. Ți-ai făcut casa, tocmai ți-ai terminat-o și ars. Da. Da. Așa se întâmplă și acolo. Deci toate lucrurile de care ești legat îți vin din față și le pierzi. Să vezi ce suferință le focul iadului. Că și aici e suferință, da, minte acolo. Acolo sunt amplificate. Hai să vedem ce zice mai încolo. Mai bagă pe iertarea de sine tot capitolul ăsta. Iertarea de sine înseamnă pătrunderea în cutele ființei tale, chiar acolo unde este încă destrămată. Înseamnă curățarea și tratarea rănilor care sunt încă nevindecate. Înseamnă încheierea socotelilor. O clipă, știi ce este interesant la cartea aceasta? Că spune lucrurile cu așa de variate sensuri și direcții, încât am toată liniștea că omul când termină cartea nu înțelege nimic. Nu rămâne cu nimic. Decât cu credința că, mamă, ce carte deosebită a fost. Dar dacă nu poți să te apuci să și faci ceva, că nu ai de unde să o apuci. Sunt niște lucruri cu un nivel de generalitate foarte mare și asta arată că, de fapt, nu vor să îți dea cheile. De fapt, Puterea. Nu vrea nimeni să știe să-ți dea puterea. Că ar trebui să spună, trebuie să te supui oamenilor, să te jerfești lor, să-i servești ca un rob. Nimeni nu poate să spună lucrurile acestea. Asta e cheia, dar nimeni nu poate să o spună. Omul nu vrea să audă așa ceva, că nu mai cumpără nimeni cartea. Omul vrea să-i amplifici puterea, adică să se simte mai bine, să se simte mai sigur, să aibă o stabilitate mai mare, o siguranță mai mare, mai mulți bani, stabilitate în viitor. Asta vrea el și de la cărți. El când se duce la un curs, de la cursul acela el vrea niște puteri mai mari, să reușească în viață, să fie bine. El nu vrea să nu-i fie bine. Când aia este calea divină, deci el respinge calea divină. De aceea nici în biserică nu se mai duce nimeni. Da, și cărțile astea ce mai fac creează dependență. Exact cum ai dependența de tutun, de alcool și așa. Creează dependență pentru că ele, cum ai spus tu, ele îți promit că tu ai să fii mai bogat, mai frumos, mai celebru, mai de succes, mai nu știu ce, dacă înveți. Ei, și ele nu ți oferă, în nicio carte n-ai să găsești soluția. Dar, în schimb, o să vină tot timpul cu noi cărți, cu noi idei, cu noi povești Și și totul la nivel creează acea. general, să știi. Totul la nivel general, da. Ca să nu poți să vă pliști nimic. Da. Asta am observat și eu în timpul ăla când eram în astea New Age, că vorbeau foarte frumos, deci cuvinte foarte frumoase, drăgăstoase, dar nu găseam
Ok, ce trebuie să faci? Numai să-ți ridici vibrația? Ok, cum faci asta? Deci nu spunea nicăieri, dar chestia asta observasem. De-aia a fost și un momentul ăla în care, ok, după atâția ani, dacă nu l-am găsit, ori eu nu pot, ori eu nu știu, ori aia nu știu, dar oricum nu merge. Deci trebuie să schimb cazul, trebuie să sar gardul, să vezi la vecinul. Ai fugit din spitalul de nebuni. Da. Ce tare ai fost. Da, da. Păi sunt Să așa știi de că... sigur că nu prea fuge nimeni de acolo, sunt sigur. Marius, cred că la mine ce a fost avantajul și că eu credeam chiar că e un dezavantaj era faptul că acceptam toate ideile, de-aia am acceptat și ideile lor. Deci faptul că prietena mea se luptă cu ideile tale mi s-a părut foarte ciudat la început. De ce se luptă? Că eu accept toate ideile. După aia, dacă nu sunt de acord, nu mă afectează, nu le bag în seamă, atât. De asta am și acceptat ideile de la tine. Știi că eu principial nu lupt contra ideilor. Merg pe principiu, ok, poate că ceva eu nu văd sau nu am înțeles. Știi? Dar tu spui că, de fapt, cei care luptă cu ideile din școala... Au diavol cu o forță foarte mare. Da, asta m-a făcut să înțeleg. Că faptul că ei nu de fapt, ei nu acceptă supunerea. Deci Exact. La prietena mea, ea acceptă dăruirea, ea acceptă să fii iubire și să dai, dar nu acceptă supunerea față de partea asta de a doua după bărbat să fii. Da. Aia este foarte... Poziția secundară nu acceptăm. Poziția secundară nu acceptă. Înseamnă, da, asta e. Atât au trebuit să facă, să întărească poziția secundară, să o distrugă, să facă femeia primordială și s-a terminat. Da. Am început Da. să plâng cu toți, pentru că ei știu că se mânuiesc energii. Când Uite, femeia la... domină bărbatul, bărbatul devine eunuc. Da, păi e deja. La mine, eu n-am avut nicio problemă când am auzit informația asta la tine. Chiar prima dată, atunci când te-am ascultat, pentru că aveam intrinsec un respect deosebit față de bărbat. Deci le aveam și înainte. Deci eu nu luptam cu bărbații, mi se păreau cei mai grozavi oameni cu care să muncești. Și am mai avut situații la servici unde, fără să fiu eu de vină, m-au acuzat bărbați, dar nu am putut să lupt, nu am luptat. Am încercat să... Deci nici nu m-am apărat și nici nu am zis că este greșit ce-au zis. Nu aveam... În mine nu mi se părea corect să contraatac. Și am zis, lasă, treacă de la mine, nu-i nimic. O să vedem noi cum rezolvăm problema aia. Știi? Deci aveam intrinsec în mine chestia asta că nu pot să lupt contra bărbaților, că mi se păreau că bărbații sunt într-adevăr foarte echilibrați și foarte ok. Dar fără să am argumente, era o chestie care o simțeam. Și probabil și de asta am acceptat foarte ușor învățătura de la tine. Știi ce cred eu? Femeile acceptă New Age și toate chestiile acestea, școala zeilor, pentru că le folosesc, caută niște instrumente să devină mai puternice împotriva bărbatului, să le folosească. Asta caută ele. Adică vine din faptul că au fost rănite în viață la un anumit moment și urăsc bărbatul și caută lucrurile acestea ca să poată să folosească ca arme împotriva lui. Să se perfecționeze în argumentație ca să poată să-l zdrobească, să-l calce în picioare, să-l domine. Asta caută ele. Este foarte puternic. Vrei să spui ceva? Și lor li se adresează cartea, atât. Da. Este foarte puternic implementată ideea de libertatea ta să nu depinzi de cineva, să nu depinzi de un bărbat, să fii tu liberă. Da, asta am auzit-o și la mine în familie și în afara, dar nu am adoptat-o niciodată. Deci pentru mine, când auzea, lasă să ai tu banii tăi deoparte, să nu știe bărbatul că tu ai, să îți asiguri, știi? Și mie mi s-a părut mereu, Marius, deci
înainte de cunoașterea ta, mi s-a părut ceva foarte ciudat. Cum poți să faci o familie cu cineva care ai spus că vrei să faci, că tu l-ai ales, da? Nu ți l-a ales tata sau mama sau bunicul, nu? Tu l-ai ales, dar tu să-ți pui deoparte bani pentru zile negre, că dacă se întâmplă ceva, știi? Sau să nu spui, să nu-i spui totul soțului tău, să mai ții așa pentru tine. Nu am rezonat niciodată cu ideea asta. Și mi s-a spus chiar în familie că așa trebuie să fac. Și n-am făcut niciodată și nici acum nu fac. Și la prietena mea, la fel, că eu am spus că eu nu am banii mei separați, nu am nimic pus deoparte pentru mine să nu știe el. Și au zis că ea are, pentru că ea așa a învățat de la maică sa. Maică sa i-a zis că trebuie tu să ai deoparte să nu știe soțul tău ce ai tu pus deoparte. Pentru aia este libertatea ta, este garanția că dacă ceva se întâmplă, ai cu ce să te, da, ai bani cu, să te, să, să te, să te scoată din probleme. E, și chestia asta este, sunt sigură că cei care o să ne asculte o să fie printre femei care știu despre ce vorbesc și poate chiar sunt în situația în care ele au deoparte puși bănuții lor care soțul nu știe despre. Da. Pe de altă parte, este foarte important ca femeile să se înfurie pe lucrurile acestea, să nu fie de acord cu ele și să nu le asculte, pentru că asta este o metodă de selecție a celor care merită să meargă mai departe. Nu e nevoie ca toată lumea să cunoască aceste taine. Uite, aici mai departe am observat o mare prostie care se vehiculează acum, există și puterea prezentului. Eckhart Tolle, deci este tot New Age, foarte puternic, l-a dat afară pe Dumnezeu și l-a înlocuit cu cuvântul prezent. Deci, și ca persoană. Deci l-a scos complet. Zice aici, totul este aici și acum. Nu are cum. Hai să explicăm despre prezent. Deci, ca să fie prezent Dumnezeu, trebuie să trăiești în starea de supunere și de slujire o bucată de timp. Până la nivelul în care te uiți pe tine. Când te uiți pe tine și faci cum ai spus tu astăzi, acum, nu? Că te dimineața până seara nu știi ce să faci ca celălalt să le fie bine. Tu te-ai uitat pe tine, atunci în spațiu gol vine Divinul și El se manifestă pe tine. Deci, ești în prezența Lui numai când te uiți pe tine. Deci nu există așa ceva. Omul obișnuit care vrea ceva să câștige, să ajungă, să atingă, nu e în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu nu este cu el. Pentru că el încearcă cu forțele lui să îl atingă și nu poate. Deci noi fiind o ființă comună, noi putem să-l atingem numai când servim pe ceilalți și ne uităm pe noi. Atunci facem spațiu gol și în spațiul ăla vine Divinul, îl obligi. Pentru că când omul se roagă, Dumnezeu nu vine, se îndepărtează, pentru că este voia mea. Omul se roagă dintr-o voință proprie. Dar în momentul în care te supui celuilalt, Dumnezeu fiind ființa comună, tu te unești cu el imediat, pentru că îl pui pe celălalt pe primul plan, faci voia lui și nu voia ta. Tu te-ai pierdut pe tine, ai făcut spațiu gol și îl obligi pe Dumnezeu să vină să te susțină. Altfel nu poate fi cunoscut Divinul, decât prin supunere și slujire. Deci numai slujitorii și robii, sclavii, pot să ajungă în rai. Ființele din rai de acolo sunt foarte umile, extraordinar de umile. Deci ele pe pământ au fost oameni care, chiar dacă au fost umiliți, cum este Sfântul acela cu cizme, nu au fost deranjați. Adică îți dai seama să te pună cineva să descarci un camion de lemne, să-ți dea două cornuri și niște țigări, nici măcar pachetul tot, și tu pe tine să nu te deranjeze. Că te-a umilit. Îți dai seama Dar ce ființe înalte sunt. Și de ce, Marius? Pentru că el nu a avut implementat în minte comparația. El nu a fost educat să compare lucrurile. Uite, că nu așa trebuia să fie, ci altfel trebuia să fie. Trebuia să te plătească la oră, există minimul pe economie, nu de salar, trebuia să-ți dea pauză de masă, trebuia să-ți facă... El nu avea toate informațiile astea și pentru că astea nu le avea, Mai mult, el să nu știi, avea termen de comparație. Mai mult, viața lui este o acceptare continuă. Locuiește într-o rulotă cu acoperișul spart,
nu are pat, doarme pe două scaune, deci el nu are pretenții. El nu are eu. N-are ce să apere. Îți dai seama? Ce fain. De ce este așa de... Acum când spui totul este aici, acum, trecutul și viitorul se împletesc permanent în viața unui om. Deci este adevărat, nu? Pe care e adevărat că dacă nu ești supus celorlalți, Dumnezeu nu e cu tine. Sunt două Da, de asta idei. la ambele părți. Și dacă ești supus și dacă nu ești supus, numai că o e pe altă potecuță. Timpul generat de către ego, timpul acesta cronologic, sau cum să-i spui tu, ăsta cu ceasul al nostru, cu trecut și cu viitor, este un timp care este folosit pentru orientare doar. Însă sufletul nu are timp. El doar iubește, doar dăruiește, indiferent de timp. Adică dacă te scoală cineva noaptea, tu te dăruiești. Și exemplul cel mai frumos este sora micuței Ana, de la Ierusalim, care a trebuit să un timp să aibă grijă de un stareț care era în spital. Și starețul, în momentul în care ea se revolta, starețul o tot solicita și nu o lăsa deloc în pace. Când n-a mai fost deranjată că o solicită, nu a mai solicitat-o. Deci trebuie să trăiești fără timp, adică fără să te aperi, fără să te protejezi, fără să ai un bine pe care, că timpul generează binele propriu. Deci fără bine propriu, fără să te aperi, nu mai ai timp. Tu nu mai trăiești în temporal. Adică oricând, la orice oră, oricine te solicită, tu ai sărit în ajutorul celuilalt. Tu nu mai trăiești în timp. Este indiferent de timp. Și din cauza asta, și viața este mai lungă, și viața este mai frumoasă, și te bucuri din plin de ea, pentru că nu ai nimic de apărat. Nu apări nimic. Adică, în momentul în care ea n-a mai fost deranjată că este sculată noaptea, el nu a mai sculat-o. Înțelegi? Deci a ieșit din timp, din temporal. Nu a mai apărat, nu și-a mai apărat binele. Binele propriu construiește trecutul și viitorul. Timpul. În momentul în care te raportezi la un eu, la corpul tău, ai construit timpul. Când nu te mai raportezi la tine și este indiferent, sare în ajutorul celuilalt oricând, tu nu mai ai timp. Ai ieșit din temporal. Și fiind fără timp, nu mai ești afectat de consecințele timpului. Timpul nu te mai poate atinge. Ăsta e Da. principiul pentru după care acele ființe care au locuit pe Pământ și au devenit ființe extraterestre trăiesc acum în nemurire. Acesta este principiul. Și l-am pus în cele 7 cărți și sunt sigur că nimeni nu-l vede. Exact ca la Alexandru Macedon cu Aristotel. Pentru că este neplăcut. Înseamnă o viață continuă dăruită celorlalți și pe tine să te lași și să te uiți, cum a spus Rumi, eu de acolo am pornit. Și am și experimentat lucrul ăsta. Și făcând asta tot timpul, tu te uiți pe tine. În clipa în care te-ai uitat pe tine, ai ieșit din timp. Dar, Marius, să știi că dacă fie cei care o să ne asculte o să gândească la momente în care s-au dăruit, au uitat de ei pentru că au fost atât de prinși în ajutorarea celorlalți, nici nu și-au dat seama când a trecut timpul. Păi, ai ieșit din Știi timp. că nu dai seama cum e deja ta și nu simți nicio oboseală, ci simți așa o plăcere deosebită. Și nici nu mai trece timpul, el se dilată atunci. Da. Uite, este paradoxul acesta al timpului. Este în cartea lui... eu matematician, că a scris Alice în Țara Minunilor. Cum îl cheamă, știi? Lewis, Carol. Carol Lewis, da? Lewis Carol Carol. E Lewis. paradoxul iepurașului. Iepurașul avea în buzunar un orologiu, deci un ceas de masă, nu avea un ceas de mână. El avea un ceas din ăla masă și scotea ceasul ăla de masă, se uita la el și zice, nu știu ce are ceasul ăsta. Când alerg eu, aleargă și el, când stau eu, stau și el. Stă și el. Deci asta este secretul. Deci trebuie să nu alegi pentru că atunci timpul se accelerează. Când încetinești, eu l-am aplicat asta
la 11 ani cu mișcare lentă. Am zis, hai să văd dacă pot să ies din lumea asta. Și am făcut mișcare lentă real și m-am destructurat, am ieșit din corp cu o forță așa de mare încât nu mai știam ce se întâmplă cu mine. Ieșise fericirea aceea din mine, care ieșea din mine, deci este eu, nu putea să mă fac așa de fericit. Adevărata fericire este în noi și nu depinde de este eu. Și mi-am dat seama că se oprește lumea. Deci toată realitatea asta dispare pentru mine. Pentru mine dispărea. Și am intrat în comuniune cu Dumnezeu. Deci așa se intră în comuniune, nu cu rugăciune. Se intră în comuniune cu Dumnezeu numai prin oprirea vitezei. Prin încetinire, te încetinești și atunci intri în comuniune. Pentru că lumea aceasta funcționează atât de cât este viteză. Când nu mai este viteză, ai ieșit din lume. Uite, spre exemplu, dau un exemplu la cutremurul din 77, te pregătește ca să intri în spațiu paralel și totul se dilată, cel puțin pentru mine s-a dilatat. Iar anul trecut am intrat într-un accident din acesta de mașină și când am intrat în accident s-a dilatat totul și s-a fragmentat. Deci realitatea nu are un continuum, cum îl vedem noi, ea e lipită. Deci este făcută din segmente, din fragmente care sunt lipite, lipite în cap de creierul nostru. Sunt lipite. Deci noi aici avem un soft din ăla de montaj care lipește bucățile. Da, noi vedem numai a 27-a... Fragment. 27-lea fragment, da. Da, asta se știe. Că nu vedem totul, vedem numai în fragmente. Al 27-lea, mi se pare, dacă nu mă înșel, da. Da. Și asta este principiul pe care l-au aplicat extraterestrii, în momentul în care au făcut mișcare lentă, au intrat în comuniune cu Divinul, au căpătat puteri, că în starea respectivă ai puteri nemăsurate, deci puterile tale sunt foarte mari pentru că se exprimă Divinul prin tine, ei, atunci poți să faci orice. Marius, stai alea, că stai alea. Hai să mai despicăm aici firul 4. Deci starea rapidă și starea lentă, da? Ce generează starea? Cine generează starea rapidă? Gândurile. Da, ce generează gândurile? Mișcarea. Da. Una pe Dar alta, una pe alta se dacă regenerează. gândești la noi, deci la viața noastră de zi cu zi, când vin o grămadă de gânduri, eu zic pe de o parte că stresul, când se provoacă stresul, atunci ieși din liniște și încep tot felul de gânduri și intri în automat, intri foarte rapid. Corect, dar știi ce facem? Ca să pornească viteza asta, noi ne facem un proiect de viitor, adică ne luăm o țintă în viitor și o țintă bună, adică cu rezultat bun. Și de atunci pornește mișcarea și rapiditatea. Deci dacă nu ai un proiect de viitor, nu te miști. Da. Da, mai sunt. Asta e la bază. Deci dacă nu ai un scop în viitor, dar totuși în societate avem aceste scopuri, indiferent. Noi suntem încă la nivelul pe care le avem. Dar cum putem să rămânem în starea de liniște? Este să vedem când, să nu intrăm în stres, să lăsăm ok. La gândul nu poți să lucrezi, că te învârt cum vor ele. Deci acolo nu ai ce să faci la gândul, că nu poți să le oprești, ele vin și un singur lucru poți să faci, la mișcare. Deci gândurile te duc în mișcare rapidă și construiesc lumea cu viteza care funcționează. Tu aici poți să lucrezi, faci mișcare lentă și oprești gândurile. Mișcare lentă te referi fizic. Fizic, fizic, toate mișcările tale să fie foarte încete. Extrem de încete. Hai să luăm un exemplu. Să spunem că ești într-o situație. Ok, zic ceva unde eu mă stresez tot timpul, când trebuie să plec undeva cu copiii și avem un deadline și trebuie să fim la fix, atunci unul nu-și găsește papucii, unul se încalță cu papucii altuia, ăla se întoarce înapoi că m-am uitat să vreau să mă duc la toaletă, unul vrea apă, am Dar ieșit știi pe de poartă. ce? Știi de ce? Pentru că voi toți locuiți în viitor. Da. Locuiți în viitor și atunci prezentul nu mai poate fi controlat, s-a pierdut și el intră în haos, se Da. dereglează. Deci, ce se întâmplă la mine, ce am observat,
pentru că am partea asta, trebuie să fim la timp acolo, pentru că este o porțiune de parcurs și știm că ne trebuie 20 de minute să ajungem și să nu ajungem, deci încep toate ideile, că ajungem târziu, că o să fie trafic, o să fie nu știu ce, ăsta când am plecat pe poartă trebuie să ne întoarcem că și-a uitat ceva, după aia începe stresul și iritarea, știi, să crească și după aia încep să acuz sau să țip sau să da, toată paleta, da? Depinde cât de așa. Și oricât de calmă eram înainte, imediat și situația aia intru în stres și se accelerează. Ideea este cum nu intri în stres, cum te oprești să zici, ok, ajungem târziu, nu contează. Trebuie să te calmezi, să intri în mișcarea lentă. Deci atunci trebuie să mă apuc să merg încet. Înainte de a începe procesul respectiv, să faci mișcare lentă. Și atunci nu mai ajungi în situație de stres și de urgență și de lipsă de timp, nu mai ajungi. Pentru că tu trebuie să alergi ca să poți să intri în criză de timp. Adică trebuie să te agiți prin casă ca să accelereze timpul. Dacă nu mai alergi prin casă așa aiurea, nu se mai accelerează timpul și ajungi la timp. Da, asta așa este, când te stresezi, te alergi peste tot și nu mai știi unde ai pus ce trebuia să Și pui. accelerezi timpul și atunci nu mai trebuie să mai ajungi la timp. Da, și creează și starea asta, simt că se creează așa o bulă de energie în care toți suntem angajați, fiecare e disperat că nu, deci totul iese pe dos. Din toată treaba aceasta cu iepurașul, trebuie să rețin un fapt. Și lungimea vieții și fericirea ei și sănătatea din ea este dată de prezența lui Dumnezeu. Și noi în viață nu trebuie să ne căutăm mai mult binele, ci mai puțin binele. Mai puțin binele înseamnă prezența lui Dumnezeu, spațiul ăla gol în care El vine și El ne rezolvă toate problemele. Dar dacă noi credem că cu capacitățile noastre și calitățile noastre putem să rezolvăm ceva, nu vom rezolva nimic, pentru că e o forțare. Toate forțele astea sunt făcute din tuneu. Și unde te prinde cu un eu, vine împotriva ta. Și lucrurile nu se împlinesc. Deci trebuie să fii, să iei ușor lucrurile, dacă e să ajungi târziu, o să ajungi târziu, nu are rost să te agiți, pentru că dacă vrea el să fii la timp, ai să ajungi la timp. Și Corect. Dacă poți și cu o oră înainte, dacă trebuia să ajungi târziu, tot târziu ajungi. Ideea în general este să nu alergi, pentru că alergatul ăsta accelerează timpul. Da. Deci când este o situație, să nu ne apucăm să fim hectici, să hai repede, da, deci trebuie să ne păstrăm această liniște. Dacă să ajungi în liniște în situația respectivă, trebuie să fii în liniște dinainte. Da, dar ca să fii liniște dinainte, tu trebuie să ai și o credință puternică și o știință că El este peste tot și că orice ai face, nu contează că tot El este de El e mânuit. Sigur că da, Deci, și el te duce sau nu te duce la timp sau tot el este. Deci nu are da. Rost niciodată alergatul nu are rost. Ego-ul alergă, sufletul nu alergă. Da, dar vezi tu, practica, exercițiul ăsta de a te lăsa și acea credință, cât un bob de mazăre să ai, că, să știi că tu nu faci nimic, ci îți lasă-ți hamurile în mâna lui, asta, aici trebuie lucrat. Știi, credința asta că tu nu faci nimic, ești în mâna lui. Știi ce ne lipsește nouă? Ne lipsește supunerea și slujirea celuilalt ca să pierdem eu și să înainteze el. Altfel el n-are cum să înainteze. Deci trebuie să înțelegem că noi nu putem să împlinim lucruri în viață singuri, ci numai prezența lui ne face să reușim. Ne inspiră, ne rezolvă situațiile cele mai dificile și deci noi în primul rând, trebuie să urmărim prezența lui. Nu rezolvarea unei situații de viață. Aia nu Da. e importantă. Deci tu ce zici că mai întâi trebuie noi, deci partea dinainte, mai întâi trebuie să slujești pe alții, să te supui. necondiționat, Da. Ca să câștigi, să ai spațiu gol, să câștigi energie, să vină el și atunci ai și ți se formează și credința că orice vine din față sau orice Va trebuie fi să faci. bine, va fi bine. Ai siguranță, nu credință. Da, e siguranța că el face.
Deci totul pleacă de la supunere și de la slujire. Atât trebuie să urmărești, să te supui. Da. După aia se creează credința cu știința și după aia nu mai intri în partea asta hectică și stresantă că întârzi sau că faci pe dos, ci el face prin tine și rămâi în acea liniște continuă. Îmi place cum zici hectic. Dar uite-te, spre exemplu, biserica. Niciodată nu spune despre supunere. Nimeni nu spune cuvântul supunere, că sar în sus toți. Păi nu spune la biserică că femeia se supune bărbatului? Spune asta? Fiecare duminică? Păi nu știu. Nu de aia se duc femeile la biserică? Nu. Nu? Nu, oamenii se duc la biserică ca să obțină mai mare putere și mai mare reușită în viața de zi cu zi. Deci pentru ei, pentru avantajele lor. Nimeni nu se duce la biserică să ceară, Doamne, eu nu mai vreau avantajele pe care le-am. I-am toate avantajele. Eu vreau să-i slujesc pe oameni fără condiții. Nu am niciun fel de așteptare la ei, nu vreau să-mi dea nimic. Omul când se duce la biserică, se duce pentru mai mare bine pentru sine. Se duce dintr-un ego, că altfel nu s-ar duce. M-a dus, las, când vin în România, o să mă duc la acolo unde, la părinții mei, o mănăstirea Bujoreni, foarte frumoasă, să mă duc să-l întreb pe preot. Păi, Dacă vrei să super și pe preot, da, afară. Uite, întreabă chestia asta. Îl întreb afară ca să nu... Uite ce zicea, mâinile care ajută, titlul de emisiune. Mâinile care ajută sunt mai de folos decât cele care se roagă. Da. Spune asta preotului, îndrăznești? Sau mai sunt în Bârlad, acolo de unde vin, preoți la piață care strâng donații. Și când de fiecare dată că sunt acolo în România, tot timpul mă duc și mai cumpăr ceva, le mai donez și mi se par așa foarte plajin, foarte, foarte... foarte smeriți. Stătea un părinte, erau 36 de grade afară, în căldură, și am luat o sticlă cu apă și am zis că, părinte, dar stați pe căldura asta. Și eu zic că da, e, mai stăm, mai suferim, dar până și mai slăbim. Deci nu a fost... Eu n-aș fi putut să stau în căldura asta. Și las că data viitoare, când mai prind un părinte pe acolo în piață, îl întreb. Lucrul acesta, care ți-am spus eu. Da. Mâinile care ajută sunt mai de folos decât cele care se roagă. Ce înțelege el prin asta? Da, lovitură maximă. Eu zic că sunt care înțeleg, dar nu pot să spună poate așa Că-i dea cuvânt afară. noi, pentru că fug toți. Și ei sunt într-o organizație piramidală. Făcută tot de aceeași, din 1700. 76. 76. Când a fost Revoluția franceză? În 1848? Nu. Au fost mai multe la francezi. Că ăștia fac revoluții în fiecare an. N-ai văzut acum, iarăși dau ăștia foc la Paris, că e o prietenă... 1789. 1700, da, deci, Iacobină, e Revoluția Iacobină care spui tu, Da. cu Robinson și cu... Da, ăștia au fost tot de iluminati făcut, da. 1789-1799. A mai fost mai încolo, în 1840. Cine a finanțat-o fără să-și dea seama? Ducul de Orlean. Fără să-și dea seama, când a început Revoluția și-a dat seama că, de fapt, banii care îi dădea el la nu știu ce organizații s-au dus să financeze pe revoluționari. Ca și Și acum. a mai fost încă un atac, a fost la moravuri. Partea aia cu moravurile care ți-am primit soție cu femeile, să scoată femeile din... să le pună... să ușurezi un pic moravurile, știi? Aia a fost încă o lovitură. În momentul în care tu scoți femeia și nu mai vezi păcatul, sau să spunem așa, când ai eliberat femeia, au și libertatea de a face ce vor ele.
Nu mai stau în aceleași condiții ale purității, cum ar veni. Și automat influențează și bărbatul, și bărbatul atunci decade și el. M-a impresionat foarte mult Deuteronomul omul pe care l-am făcut, l-am terminat acum cu Teodora. Foarte interesant. Și acolo am înțeles un lucru. Repetă mereu primele două porunci, adică să te desprinzi de material, să nu-ți faci chipcioplii, să nu te preocupi numai de materie. Este esențial că dacă nu, și are blesteme, o pagină jumate este numai de blesteme, dar blestemele sunt într-o formă în care te duce într-o situație extremă în care tu nu te poți apăra. Deci e ceva groaznic. Știi? E ca și când vei fi torturat, dar tu nu vei avea șansă să scapi de tortură. Ceva în genul ăsta. Sunt extraordinari. Ce este important acolo? Că nu zice să te rogi. El zice să respectați poruncile mele și mai ales primele două porunci. Adică să nu vă lipiți de materia aceasta, că vă dărâm. Și când l-a vă dărâmat, zice acolo blestemele acelea că sunt dărâmarea lui. Dar este colosal de puternică. Și culmea este că seamănă foarte mult cu ce pățim noi acum. Blestemele alea de acolo sunt exact ce pățim noi acum. Adică ne duci într-o formă în care nu te poți apăra. Într-o situație în care limită, în care nu ai posibil, nu ai unde să fugi. Nu ai ieșire. Aia este blestemul lui Dumnezeu. Și zice, păi v-am spus să nu vă duceți pe materie, să nu o faceți idol. V-am spus să nu vă construiți case mai mari, să nu alergați după bani și după mașini frumoase și după plăcerile lumii. V-am spus. Dacă nu, uite, vă așteaptă chestiile astea. Dar știi cum ele sunt chinuri? Sunt chinuri, torturi. Zice, copiii tăi vor fi luați de alții, îi vei vedea și nu poți să-i salvezi. Voi intra în robie și tu nu poți să faci nimic. Păi exact ce se întâmplă și acum. Da. Exact pe dos. Exact pe dos. Exact ce spui tu. Da. O să te blestemăm. E fantastic Biblia. Știi cum lucrează? Au lucrat, stăpânii la lume au lucrat după Biblie. Ea este aplicată acum și acum îi vedem rezultatele, consecințele. Da. Fantastic. Și nu se poate face nimic. Stai și te uiți. Că nu poți să-l convingi pe un om. N-ai cum să-i spui, băi, nu vă mai... Ca Estera, știi? Din cauza... Noi suntem în robie pentru că voi puneți materia pe primul plan. Ia mai dați-le la o parte. Și au pus pânză de sac pe ei și cenușă în cap sau nisip, nu știu ce au făcut ei, semn al umilinței și s-au umilit și atunci au fost eliberați din senin. Din senin, regele peșilor le-a dat drumul. Așa s-ar întâmpla și cu stăpânii la lume. Dacă noi ne-am desprinde de materie, din senin s-au ridicat toate. Dar nu vrem. Suntem într-o situație mai grea decât Sodoma și Gomora. Acolo, ba, în poc, au venit deodată brușite, trezit fără nimic. Hai să vezi ce chestie. Am fost și am vizitat la Vesuviu, acolo. Cum se numește? Orașul acela care a fost Pompei. Pompei. Și mai e un oraș mai sus care a fost și el aras de Dumnezeu. La un moment dat, mergând, bine, că era fantastic, spuneau, au avut 180 și, nu știu, de 4 de restaurante. Îți dai seama, Bucureștiul nu are 184 de restaurante. Știi? Ce havuz era acolo? Băi, băile aveau încălzire centrală în pardoseală. Ca acum, știi? Apă curentă pe stradă. Deci, casele patricienilor aveau curte interioară cu fântână arteziană și cu mozaicuri. Tu frumusețe, fantastic. Și la un moment dat, mergând acolo, ghidul tot povestea și aud eu țipete în fundal. Erau țipetele din timpul acela. Și mă atrăgeau să mă duc acolo. Am început pumnișorii în piept și am zis, gata, să vezi că ajung acolo. Problema a fost alta, că m-aș fi lăsat să mă duc. Că toată lumea m-ar fi găsit fără răsuflare și ar fi zis că am pățit ceva sau mă duceau la spital și deveneam o problemă. Pe de altă parte, strada era pietruită, nu cu pietre obișnuite, aveau niște pietruri din alea mari așa, că carele erau tocite așa și treceau fatul și... Deci nu erau pietre mărunte, erau pietre din alea foarte mari și am zis, băi, cad
cad acum cu capul pe ăstea și nu mai mă trezesc în lumea de dincolo. Dar ar fi fost interesant și mi-a mai zis, mă duc acum și văd groaza acelor oameni și mă simt prost. Se auzeau țipete, majoritatea erau și bărbați și femei, dar femeile țipau ce mai tare. Deci era o stare de groază, așa, în adâncul timpului. Și am zis, mă trage acolo, mă duce în timp și văd nenorocerea care a fost acolo și la ce folos. Și am refuzat. Am refuzat, am început să respir cât mai repede, dădeam cu piciorul în calda râm ca să mă împământez la loc, am băut apă, de să bei multă apă ca să revii în corp și am oprit plecarea. Pleci ca o rachetă. Păi tu nu poți să controlezi sau vine fără, așa, din senin? Am putut să controlez cât de cât. Vine, sunt niște semne care ți le arată. Ok, păi și atunci corpul tău ar fi căzut? Nu ar fi rămas... Nu, cădea, nu mai aveam control asupra lui. Cădea, sigur. Doar să te fie așezat undeva la Mă umbră? fi așezat jos și să cădeam jos așa. Și tot cădeam. Atașamentul. Dar nu e, zice, trecutul și viitorul nu erau două lumi separate, ci conectate și invizibile. O singură realitate. Iertarea de sine era o mașină a timpului. Îți dădea posibilitatea să pătrunzi într-un timp ce într-o viziune banală era apus pentru totdeauna și într-un viitor ce încă nu s-a ivit. Într-adevăr, n-aș putea să spun iertarea de sine, dar uitarea de sine. Uitarea de sine este o mașină a timpului. Vezi, le tot așa pe aproape folosește, dar știu foarte bine, trebuie să știe cum să, ce să evite. Genial. Iertare egal uitare. Uitarea de sine. Când spui uite, iartă-mă sau cineva, de fapt tu trebuie să uiți. Când cineva îți face ceva și tu crezi că ți-a făcut, tu trebuie să uiți. Problema este că nu uităm. Să te iert pe Uitare. tine, adică să te accepți așa cum ești. Dar cum ești? Că ești ce? Ești ființă divină? Ființa divină nu se iartă, că e întreagă. Ea nu știe decât să iubească ce iubirea e rea, deci ar presupune să iert ceva care nu este bine la mine. Dacă doar iubesc, n-am ce să iert. Deci doar este o problemă ce ales să fii în viață. În viața de zi cu zi, ce ales, cum alegi să te comporți? Ca o ființă divină sau ca un eu, ego diavol? Ca o persoană Da. care joacă teatru. Înțeleg cum trecutul ne poate afecta viața, dar viitorul, am întrebat. Viitorul ca și trecutul este chiar în fața ta, însă nu-l poți vedea deocamdată. Mi-a vorbit despre o linie verticală, un timp trup, în care trecutul și viitorul erau comprimate în chiar acest moment. De asemenea, m-a științat că portalul de acces în acest timp, în afara timpului, este deschis în clipa de acum. Secretul este să nu-ți pierzi capul și să nu te îndepărtezi de ea. Vai, ce aluziv vorbește. Imprecis. Eu cred că cu cea mai mare... Nu o să folosească cuvântul supunere niciodată. Nu poate. Este imposibil că ți-ar da puterea înapoi. Eu nu am găsit în nicio carte din care am citit cuvântul supunere. Ce am mai găsit a fost cuvântul dăruire, să dăruiești altuia, dar și acolo cu limită, da? Ca să nu, să nu se abuzeze. Dar supunere nu l-am găsit nicăieri. Supunerea încă era pusă în partea negativă cu sacrificiu, supunerea erau ceva de domeniul trecutului în care femeile au fost supuse și sacrificate și din cauza aia acum trebuie ele să fie libere. Uite-te că tu spuneai despre Isaac și despre Esau, nu? S-a dus Da. Isaac la Esau și Esau vrea să-l omoare, nu? Și a spus, tu ești Dumnezeul meu, tu stăpânul meu, eu sunt robul tău. S-a pus sub el și s-a Da. oprit totul. Dar l-a ținut minte. Bine, Mai târziu. nu te omor, dar...
Mai vedem noi mai încolo. Mai Păi da, vedem dar mai încolo. a trebuit să respecte ce a zis tatăl. Deci binecuvântarea care i-a dat-o lui Isaac, lui Esau, după aia, a fost că oricum ceea ce primești, tu ești supus oricum fratelui tău mai mic. Deci nu ai dreptul să-l omori. Dar i-a dat și o portiță de ieșire în viitor. Deci nu avea cum ce să-i facă. Foarte interesant. Pentru ce asemenea ție, iertarea de sine este imposibilă. Deci, pentru că ești atât de varză, Uite că așa. spune lucrul accesarea timpului trup. Deci trupul, la raportarea la trup este timpul, la eu. Unde? Mai... Puțin mai sus, eram extrem de emoționat și mai sus. Înseamnă a fi capabil de a schimba trecutul și de a crea un destin nou. Da, deci când nu te mai raportezi la trup, atunci ieși din timp și se poate schimba destinul. Da, dar ce înțelege cineva din accesarea timpului trup? Pentru mine nu zice nimic cuvântul ăsta. Da, pentru că lipsesc explicațiile. Da. Toate cealaltă. Înțeleg cum trecutul ne poate afecta viața, dar viitorul, am întrebat, viitorul ca și trecutul este chiar în viața ta sau în fața ta? Însă nu-l poți vedea deocamdată. Mi-a vorbit despre o linie verticală, un timp trup, în care trecutul și viitorul erau comprimate în chiar acest moment. De asemenea, m-a înștiințat că portalul de acces în acest timp, în afara timpului, este deschis în clipa de acum. Mamă, ce l-am vrătit! Secretul este să nu-ți pierzi capul și să nu te îndepărtezi de ea. Nimic precis. Și zice, eram extrem de emoționat. Doream ca aventura să înceapă imediat, voiam acest lucru cu disperare, dar elanul meu nu apucă să crească prea mult, fiindcă am simțit cum se stinge sub cuvintele aspre ale visătorului. Pentru cei asemenea ție, iertarea de sine este imposibilă, a anunțat el. Tonul lui seamănă cu acela unei sentințe fără drept de apel. Ca să pășești în trecutul tău și să-l vindeci, vei avea nevoie de multe pregătiri. Fără ideile și principiile unei școli, nu vei reuși. N-ai ști nici măcar de unde să începi. Iertarea de sine este o călătorie de întoarcere la tine însuți, este adevăratul motiv pentru care ne-am născut. A spus visătorul concluzionând, oamenii n-ar trebui nici când să întrerupă acest proces de vindecare. Visătorul m-a avertizat că va fi nevoie de mult efort din partea mea și în plus de o lungă perioadă de autoobservare. Deci spune aici, deci hai să spunem care sunt ok, că ai nevoie de principiile școlii, unei școli, ca să înțelegi, Decriptez, să decriptezi. decriptezi ceea ce spune el, da. Ceea ce noi ne-am dat seama, că dacă nu cunoști principiile școlii iubirii, nu pricepi ce vrei să zice. Trebuie să aibă, da, decriptare. Iar de iertare de sine nu există, că ești în poziția egotică. Ego-ul nu poate fi vindecat pentru că vreau durere mai mare. Deci singurul care se poate să te dezidentifici de eul acela, care mereu caută ceva și se simte incomplet. Este singura soluție. De soluția nu o spune. De soluția este dezidentificarea de eu, dar nu, nici nu amintește. El Aici, rămâne poziționat în iertare de sine, în ego. aici el introduce școala. Deci următoarea fază este ca acest visător să găsească școala și în școală o să găsească principiile. Stai puțin că face cu toată grija, adică are grijă mare ca omul să rămână poziționat pe diavol. Adică să rămână un diavol. Că asta face. Adică nu-i dă nici, nimeni, să știi că nimeni nu are interesul să-ți dea puterea. Nici o carte nu poate să spună lucrul ăsta, că nu mai cumpără nimeni. Oamenii fug. Înțelegi? Pe de altă parte, cel care deține adevărul nu are nevoie de oameni. Nu are nevoie ca oamenii să-l citească, nu are nevoie să-l aprecieze, nu are nevoie să fie urmărit deloc. Nu-l interesează lucrul acesta.
El când vorbește, vorbește pentru el însuși, ca să evolueze. Facem noi în școala iubirii. Noi vorbim pentru noi, nu pentru ceilalți. Nu ne adresăm celorlalți, nu ne interesează. Chiar este foarte bine ca dogmaticul să-și facă cât mai mult rău posibil. Și cel religios și cel New Age. Este foarte important ca el să respingă această învățătură, să se înfurie și să se arunce în brațele lui Dumnezeu care îl va aranja. Avem blesteme, o pagină și ceva de blesteme și două iaduri pregătite. Îți dai seama ce pregătire acolo la cer? Veniți acum la noi, vă băgăm în mașina de spălat suflete și vă scoatem puri. Autoobservarea înseamnă autocorectare. Da, asta am spus noi ieri, că autoobservarea ar fi să te autoobservi când intri în dualitate și când intri în reactivitate și să te autocontrolezi, să te cenzurezi la început, până îți intră într-un comportament. Dar calea pe care ai mers este o cale foarte laborioasă și complicată. Zice, un om poate să vindece orice din trecutul său dacă este capabil să se autoobserve. Dar n-ai cum să știi, să le iei pe toate, nici nu ți le amintește, să le inversezi și să aduci argumente inversuri. E o muncă colosală. Dar în momentul în care vin situații din viață, nu este mai ușor să cedezi? Nu e mai simplu? Da, dacă tu, cum spuneai tu, că nu trebuie să stai să te gândești ce ai făcut și când ai făcut și de unde mi se trage, Păi ci foarte greu. este suficient ca situațiile care vin din viață să le abordezi corect și în felul ăsta elimini și din spate, că ele se repetă, numai că iau alte haine. Se repetă până le accedezi. Dacă nu cedezi, asta este semnul, cedarea, acceptarea lor. Ce trebuie să fac tu, ființă, să cedezi tot timpul, da, tot timpul? Deci el cu vocea lui, creatorul Universului, a făcut efortul colosal să zică lucrul ăsta unui om de nimic. Da, tot timpul. Un copil. 11 ani avem. Autoobservarea este ca o privire de la înălțime asupra vieții tale. Astfel a definit visătorul conceptul nuanțând apoi. Este ca și cum ai aduce evenimentele, circumstanțele și relațiile trecute sub lumina unui reflector. Înțeleg asta. Și mai departe, hai să zicem, da, le observi și mai departe ce faci? Spune ce faci? Sau vorbește numai despre autoobservare? Nu spune încă. Păi trebuie să inversezi ce ai făcut acolo și să aduci argumentele inversului ca să-l decuplezi. Că altfel rămâi poziționat. E problema. Uite aici, spune. Din câte îmi dădeam seama, premisa esențială a autoobservării era capacitatea de a fi imparțial, fără emiterea de judecăți morale. Pentru visător, autoobservarea însemna expunerea vieții nu în fața unui tribunal, ci sub laserul inteligenței tale obiective, martor neutru care putea doar să observe fără să formuleze niciun fel de părere sau critică. Acest lucru mi-a adus aminte de niște psihologie organizațională de la școala de afaceri. Deci vezi că spune că tu trebuie să te observi, dar nu știu cât de folositor e chestia asta, nu știu dacă ajută. Uite mai departe, deci autoobservare înseamnă autocorectare, repeta visătorul. Dacă ești în stare să te observi pe tine, însuși, corectarea vine de la sine. Autoobservarea înseamnă terapie, o consecință firească a detașării dintre observator și observat. Autoobservarea deschide calea omului pentru a vedea ce îl ține legat de problemele eterne ale lumii, prejudecăți, sentimente de vinovăție, prejudicii, emoții negative și premoniții ale nenorocirilor. Este un exercițiu de detașare, de trezire din tranșa hipnotică și deșteptare. La cea mai mică oprire a efectului hipnotic a lumii asupra ta, s-ar nărui toate cele în care crezi și s-ar destrăma echilibru aparent și certitudine iluzorii ale unei vieți. Din acest motiv, majoritatea oamenilor nu sunt în stare să se autoobserve. Să te detașezi de panorama lumii, chiar și pentru o secundă, este un efort prea mare pentru cei mai mulți dintre oameni.
pune la lucru observatorul din tine, autoobservarea va ucide acea îmbulzeală de gânduri și emoții negative care ți-au condus mereu viața. Dacă observi ce se petrece în interiorul tău, lucrurile bune vor începe să se întâmple, iar cele rele dispăreau gradat. Nimeni nu poate face asta de unul singur, să te întâlnești cu tine însuți, cu minciunile tale, să hoinărești prin labirintul ființei tale, fără o pregătire impecabilă, ar însemna să fii ucis pe loc. Privește, este lună plină. De-a lungul vieții, omul poate vedea cel mult 1000 de luni pline. Însă este foarte posibil ca, ajuns în amurgul vieții lui, să realizeze că n-am avut timp să observe niciuna. Iar luna este în exteriorul tău. Gândește-te, cu cât mai dificil este unui om să se observe pe sine, să schimbe direcția atenției lui spre interior. Autoobservarea este doar începutul artei de a visa. Pregătește-te. Nu va fi o plimbare de agrement. Trecut unui om de rând, al unui om care nu a făcut încă nici măcar primii pași spre unitatea ființei, este torturat cu cănci, a spus el, și ele îl prind de îndată ce încearcă să pătrundă în trecut pentru a-l schimba. Da. Nu este suficientă autoobservarea. Autoobservarea nu anulează poziționarea. Poziționarea trebuie anulată de invers. Este ca și atunci când ai aciditate și iei alcalin. E inversul. Dacă observi aciditatea, nu scapi de aciditate. Scapi? Nu. Deci eu constat că am aciditate și mai departe... Faci ca să o oprești. Îți trebuie inversul. Da. La fel este... Și revenim la Ilie Cioară. Ilie Cioară a mers exact pe acest principiu. A încercat cu religia, cu rugăciuni și mai departe, cu călătorii în lumea dinicului și n-a rezolvat nimic. Nu a putut să ajungă la îngăduință, că aici e problema. Cum să ajungi tu la îngăduință prin autoobservare? Trebuie să iei inversul ca să ajungi la îngăduință și înțelegere și să aduci argumente inversului. Ca să vezi totul bine, deci trebuie ca să vezi totul bine și să înțelegi că din față vine numai Dumnezeu în toate formele posibile și că n-ai cu cine să lupți sau pe cine să te superi sau pe cine să judeci. Deci ce făcea Ilie Cioară? A ajuns atunci când... A pus-o pe doamna care bătea la mașină unul dintre manuscrisele ei să se supere pentru faptul că a greșit o căciulă la un ă. Și s-a înfuriat. Și eu n-am înțeles furia aceea. Pentru că era un eu acolo care și la ce a folosit autoobservarea, dacă el s-a înfuriat. Și câte și mai câte probabil o fi avut el în viața lui. Da. Deci nu este soluție. Ca să poți să-L cunoști pe Dumnezeu, trebuie să te supui oamenilor. Asta este soluția. Îți pierzi eu și când îți pierzi eu, faci spațiu gol. În spațiu gol vine Divinul și îți face viața frumoasă. Fără prezența Lui, nu se mișcă nimic. Da. E ca și cum, Mariu, să luăm un exemplu. Ești cu copilul tău și te enervezi. Da, a făcut ceva și te-a enervat. Și tu observi că crește în tine furia și mânia și enervarea și supărarea, indiferent de motiv. Da? Deci el spune aici că tu trebuie să observi. Ok, eu observ că am trecut de la liniște la furie. Acum opresc furia asta. Numai din observare. Nu, nu se poate face nimic. Poți. E artificial, gata, ei spun, da, acum tu trebuie să te oprești. Păi nu oprești, e ca și cum a luat foc ceva și cum îl oprești? Păi trebuie să arunci apă peste el, nu? Exact, peste bea apă. Felul ăsta trebuie să spui, ok, să iei contraargumentele, de ce nu trebuie să te... De ce ca să este... aduci circunstanțe atenuante, numai așa se poate ieși. Domolezi furia în da. Tine. Dar, uite, este greu să cauți, să cauți în trecutul tău, să vezi unde ai avut nebunii, să le întorci pe dos. Că ele vin repetate în altă formă, în viața de zi cu zi, în prezent. Dar poți, când vine cazurile din față, să vezi în ele un mare bine, o binecuvântare.
să aduce circumstanțe atenuante și să vezi un o binecuvântare. Asta este chiar un ajutor mare. Pentru că egoul se liniștește, se retrage. Când egoul se retrage, înaintează Dumnezeu și schimbă situația de viață. Deci noi trebuie să găsim, să facem acele lucruri care scad orgoliul, îl liniștesc și ca să facă loc să vină Dumnezeu și să schimbă situația de viață. Deci numai El poate. De ce numai El? Pentru că este lumea Lui, este corpul Lui, e gândirea Lui și mai departe. Deci până când noi ne pierdem, dacă până noi nu ne pierdem credința că suntem un eu care trebuie să rezolve ceva, noi nu vom rezolva nimic. Deci aici este problema, că îi știu foarte bine. Ei ne îndeamnă să rămânem la nivelul eu-ului și eu-ul nostru în continuare prin auto-observare. Cine auto-observă? Eu. E un eu acolo, păi n-a rezolvat nimic. Și până nu scap de eul acela, nu se mișcă nimic. Trebuie scăpat de el. Ai o parte la autoobservare care ai putea să o folosești. Deci poți să zici, ok, care sunt aceste butoane care mi se apasă și și mă enervez, da? Deci eu am observat că la mine aveam o chestie să nu pierd bani. Deci dacă pierdeam bani, că, uite, nu știu, ai dat o amendă că ai avut viteză. Corect, sau... dar nu te oprești acolo. Da, nu te oprești acolo. Deci dar constați, zic, uite, asta am făcut și da. Acum le inversez și aduce argumente inversului. Da, da, ce vreau să spun că a trebuit să observ că este un pattern, da? Este o chestie care tot timpul se repetă. Și să văd, ok, care îmi generează tot timpul așa o furie sau o neplăcere. Și la mine am observat că era chestia asta cu pierdutul banilor, știi? Și deci când îmi venea câte o chestie, cum îmi făceau un trigger și mă enerveam și mă supăram și acuzam și da, toată paleta. Și le-am inversat și ce am zis? Zis, ok, hai să zic că mi-a venit acum 80 de euro să plătesc nu știu ce amendă. Zis, ok, și dacă ce ai fi făcut tu cu 80 de euro aia? Nici nu contează, ca și cum nici nu i-ai fi avut. Spune că i-ai donat sau poate că, uite, e foarte bine că ai luat radarul ăla, că dacă nu te oprea atunci, poate că intra într-un copac și era catastrofa și mai mare. Deci am încercat să aduc argumente și acum cum mai fac când plătești ceva și nu mai iau restul, știi? Dacă mai sunt un euro sau îl las ca să-mi obișnuiesc instinctul, ca să nu mă iau, știi, tot restul în buzunar, să nu cumva să pierd. De exemplu, ieri am fost la magazin și când eram în parcare, a venit un nene cu un coșuleț dacă vreau să cumpăr miere. Nu aveam nevoie de miere, ca miere din România, dar a zis că dacă veni moșulețul ăsta așa din senin, a zis, hai că iau miere. Și i-am dat o hârtie de 10 euro și era 6 euro mierea. Și am zis, păstrează-i așa cu restul, poți să-i dai la altcineva. În normal, vechea Simona, primul rând aș fi luat miere, că aș fi zis, da, miere acasă, n-am nevoie. După aia am zis, ok, puteam să iau restul, dar după aia am zis, lasă că să nu iau restul, să mă doară un pic. Știi, ca să vezi că nu, ce poți să iei tu de 4 euro? O cafea, lasă că nu mai bei. O dea mușulețul, o să dea o miere la altuia pe gratis sau mai puțin la redus. Așa am reușit, într-un fel, să mai reduc, știi, furia asta care o aveam la pierderea de bani. Cu contraargumente. Mai este, dar numai așa trebuie să lași. Și în momentul în care tu lași, te obișnuiești cu așa numită pierdere. Așa m-au aplicat la observație. Dar, cum ai spus și tu, dar tu trebuie să ai și o soluție. Că, ok, te observi, dar cum rezolvi problema respectivă? Care sunt contraargumentele? Deci nu e dus până la capăt. Dacă o argumentare nu e dusă până la capăt, înseamnă că nu vor să dea tot adevărul. Da? Nu amintește deloc de contraargumentare, de acordarea circumstanțelor atenuante, care ar fi apa, ar fi căldarea cu apă aruncată peste foc, focul care ne-a ars. Și fără apa aia, ce faci? Rămâi cu focul acela? Bine, eu observ focul, dar ce fac? Mă uit la el.
Aștept să pârjolească tot și se strige el de la sine. Îl observi. Mă știu, o nebunie. La New Age-ul ăsta, știi ce ar fi interesant? Să vii cu niște exemple din acestea practice și să vezi că nimic nu funcționează. Că oamenii nu se gândesc, trăiesc așa într-o zonă teoretică, într-o bulă din asta, care nu are sens. Mai e o chestie la New Age, că îi spun că tu trebuie să lași energia să circule, adică trebuie să dai ca să primești. Da? Deci asta e ok, trebuie să dai ca să primești. Păi da. Dar nu spune exact cum se face chestia asta. Adică tu trebuie să te lași ce-ți vine din față, tu trebuie să lași să nu ai resentimente, să nu ai așteptări. Deci e un întreg proces care ei nu-l descriu. A da energie înseamnă a te supune oamenilor, că așa dai energie. Te supui și ai sluji. Deci dacă slujești oamenilor, atunci dai energie oamenilor, da? Îi spun cuvântul ăsta, supunere. Deci ca să te supui oamenilor, trebuie să fii o cârpă. Spune să fii o cârpă? Că asta înseamnă să dai energie, să fii o cârpă. Nu, ei spun că să dai valoare oamenilor, adică mai întâi să-ți dai valoare ție, să Păi înveți dai cum valoare oamenilor, când dai valoare dai oamenilor, îți dai ție. valoare ție. Cum? Da, după aia dai celorlalți, Păi nu, iar ei... întâi dai celorlalți, că așa zice, că trebuie să dai energie tu întâi. Deci trebuie să dai Da, tu dar energie celorlalți. ei pun mai întâi partea că tu trebuie să investești în tine, să te faci pe tine mare și tare și după aia tu poți să dai valoare celorlalți. Adică să împarți din ceea ce știi tu celorlalți. Adică cum facem noi aici, Marius? Mai întâi noi creștem și după aia a trebui să-i dăm celorlalți. Dar de fapt noi creștem cu ceilalți. Adică ne mărim înțelegerea odată cu ceilalți. Împreună cu ei, da, ca o ființă comună. Uite ce spune Conferință. el aici. Amețeală, durere, întuneric, complicitatea criminală dintre gânduri și emoții, așchii smulse ființei, o lamă de lumină sfârtecând întunericul existenței mele, durere, amețeală, întuneric, sfârtecat, înapoi întuneric și durere, din nou, parcă cu obstinență. Zbor spre ea, se apropie, se mărește planeta opacă a anilor mei apuși, să aterizez, dar unde? Nu există niciun loc, nicio deschidere, niciun milimetru pătrat de sinceritate, în deșertul stâncos al gândurilor mele, hăul mă înghite, întunericul, durere, amețeală, salonul unui spital provincial, miros de dezinfectant, duhoare de boală și neputință, lin bărbat, cu inima zdrobită, îngenunchiat în fața unei ființe întinse și nemișcate. Mă apropii de el, acel om înspăimântat sunt eu. Aceasta este scena la care priveam cu visătorul. Austeritatea acelei prezențe marmorene, deja străină, arunca o lumină nemiloasă asupra omulețului descurajat și dezvăluia anacronismul. Am ascultat mulțimea pestriță care îi asalta ființa, valuri dezlănțuite de gânduri, dorințe neînsemnate și emoții care îi răscoleau interiorul, creând iluzia unui suflet. Prin ochii visătorului, ca sub efectul unui halucinogen, puteam vedea, dincolo de aparențe, bulgăre de egoism și frică la care acest om era redus. Este o fantomă care își jelește propria moarte, a remarcat de milos visătorul, făcând semn spre el cu bărbia. Frica, suferința, angoasa nu sunt efectul, ci adevărata cauză a tuturor necazurilor lui. Deci face cauză efectele. Vezi? Frică, suferința, angoasă le face cauză. Da, deci nu sunt efectul, ci adevărata cauza necazurilor. Inversarea Deci valorilor. Da. noi spunem de fapt că frica, suferința, angoasa este de fapt Efect, efect. rezultatul. Rezultatul, da. Dar ei spun că e efectul. Nu, ei zic că e Dar cauza. nu, ei spun că e cauza. Ei zic că e cauza, da. Visătorul mi-arată Deci, răul tuturor relelor. deci pentru că deci stau un pic. Deci dacă mi este frică să
Nu știu, dacă mi este frică să merg noaptea pe stradă, din cauza asta mi se întâmplă ce mi se întâmplă, din cauza fricii. Cum Cam adică? asta vă spun. Frica de frică? Da, deci dacă Cauza mi este... fricii este frica? Nu înțeleg. Păi da, dar spune și de frica, suferința și angoasa sunt cauza necazurilor. Deci pentru că mie mi-e frică să fac ceva. Păi de ce mi-e frică? Care e cauza că mi-e frică? Asta e efectul, frica. Suferință și angoasă sunt efecte, nu cauze. Da, dar cum spun ei aici, după cum Păi spune ei ei. le întorc ca la... ca nu știu unde. Deci e ca și când ar vrea să-ți distrugă toate conceptele care le ai, să ți le amestece, să te bulverseze, inversează efectul, face cauză, păi asta înseamnă răvăință. Efectul să-l facă cauză. Stai puțin, hai să o luăm ca la școala iubirii, că aici nu pot să fac un exemplu. Deci dacă mi-e frică să merg noaptea pe stradă, da? Deci ar fi un... este efectul faptului că sunt... N-am energie subtilă și prea Da. puțin am slujit oamenilor. N-am Da, și energie, n-am prezența lui Dumnezeu și mi-e frică. o să atrag vreo chestie, ceea ce mi s-ar putea întâmpla. Da, și vine din atașamentul de materii, de plăcerile vieții, de bunăstare și comodități. Deci nu spune cauza, nu va spune niciodată. Este Așa, deci clar. frica, suferind, deci frica este efectul, pentru că dacă nu ai energie subtilă, bineînțeles că poate ți se întâmplă ceva. Păi da, este Da. frică de moarte. Deci omul este frică că pierde bunăstarea. Asta se numește frică de moarte. Frică de a-și pierde stabilitatea, siguranța vieții, viața lui fericită, viața lui previzibilă, în Da. viitor. El își construiește mereu o viață previzibilă în viitor, care să mișoreze toate posibilitățile de a pierde. Asta e viața lui. Și când crezi posibilitățile de a pierde, apare frica, pentru că el este atașat de materie. Cu cât e atașat mai tare, cu atât trebuie să o piardă mai repede. Da. Păi și atunci, deci asta ar fi conform școlii iubirii. Ce vor ei să zic aici, în exemplu, ar fi că din cauza că ți-e frică, că ți pierzi materia, de aia tu o pierzi. Păi... Nu așa spun ei? Da, dar trebuie să zic că din ce cauze se frică că pierzi materia, că ești lipideea. Deci problema este materia, nu frica. Frica e consecință. Deci ajuns să fie Dar frică dacă că tu o mergi pe... pierzi, pentru că ești atașat de ea. Dacă n-ai fi atașat de ea, n-ai suferi, n-ai avea angoasă, n-ai avea frică. Dar materia este scopul. Tu cum poți să-l scoți materia de aici? De Păi ce ai spus? aici e problema, că în Vechiul Testament materia este interzisă să fie scop, că mori. Îi lasă că ai la vechi. Asta e nou aici. Păi cum să fie vechi, că este mereu actual, e aceeași problemă. Da, dar eu o să spună, lasă că ai o vechitură, e veche, nu mai contează. Noi suntem acum moderne, facem regulile noastre și le spunem, de fapt, că dacă tu îți pierzi materia de frică, pentru dacă ți-e frică să-ți pierzi materia, tocmai de aia ți-o pierzi, că ți-e frică, ție nu trebuie să-ți fie frică. Nu e asta, asta este doar efectul. Deci nouă ne e frică că pierdem materia, că suntem atașați de ea. Ne e frică că o pierdem. Adică pentru noi e prețioasă. Mașina noastră e prețioasă. Banii noștri Asta sunt este scopul, importanți. asta este și scopul, Marius. Ca să ai mașină și casă. Și este cum să nu o pierzi? Păi tu o pierzi mașina și casa pentru că ți-e frică la început că ai să o pierzi. Nu, o pierzi pentru că ești atașat. Păi asta spui tu, dar asta, ăștia zic pe altfel. Păi ei conservă, știi ce au făcut? Ei au făcut în așa fel încât să conserve materia. Deci nu te-au legat, n-au legat frica de materie, de pierderea materiei. Au suspendat-o așa în aer. Deci ai cauza și frica, deci n-ai treabă cu materia. Tu acolo fă tot posibil să câștigi cât mai mult, deci eu îți garantez.
că nu se va lega nimeni de bunăstarea ta și frica, toate astea vin din frică. Frica vine din frică. Adică ceva care să nu te determine pe tine, să nu care cumva să pierzi cumva materia, că dacă o pierzi din energie. Deci omului este frică că își pierde materia. Pierde materia este viața, pentru el e viață. Își derivă sentimentul de eu din identificarea cu lucrurile, cu ceea ce posedă el, cu ceea ce preferă, cu ceea ce pune el pe primul plan. Aia este viața lui. Mașina, banii, casa, plăcerile și mai departe sunt viața lui. Fără ele, el simte că moare. Uite ce zice aici, visătorul arăta răul tuturor relelor, originea nenorocirilor, fie ele sociale, personale, naționale sau universale. Hai să deci, vedem. frica, deci frica, suferința și angoasa, să traducem, frica, suferința și angoasa sunt răul tuturor relelor. Din cauza fricii, suferinței și angoasei avem nenorociri, fie ele sociale, personale, naționale sau universale. Asta spune aici, nu? Păi ce faci cu materia? Cu Ei, lasă botica, cu materia. mașina, Nu te de mașina mea. Na. Să nu te duci de mașina mea. Nu, aia nu discutăm despre mașină. Deci vreau să spui că cauza fricii este frica. Da. Cauza suferinței, suferința. Bun, ne-am înțeles, dar de unde vine suferința aia? Nu poți să faci cauză. Hai să vedem, poate găsim mai încolo. Haosul pe care fiecare om îl poartă înăuntru lui se proiectează în lume, materializându-se sub forma disensiunilor și a discriminării, a războaielor între rase, ideologii, credințe și religii. Deci, acum aflăm că este haos în noi, în gândurile noastre. Păi, da, sunt fricile noastre. Nu, dar care haos? Cum știi foarte clar că trebuie să-și apere casa, mașina și banii. Unde e haosul aici? Se referă la frică și la suferință. Asta e haosul. Haosul este că este frică. Se atașează de ceva care este secundar și luptă ca să o păstreze. E un haos aici? Nu e niciun haos. Fiecare știe clar ce trebuie să apere. Cu precizie. Emoția provocată de această descoperire era amestecată cu sentimente de oroare, milă și rușine pe care le-am trăit la observarea semnelor premature ale îmbătrânirii acelui om. Acel om nu suferă din cauza că trece printr-un eveniment trist sau dureros, ci trăiește acel eveniment pentru că a ales suferința ca pe starea lui firească, a spus cu Deci emfază. acuză suferința că el vrea să aibă frică, vrea să sufere, dar nu spune că este cauza suferinței. Păi ia din... Deci rupe lanțul logic și ia doar ultima parte. Nu spune de unde vin lucrurile acestea, care este cauza lor. Zice, este imposibil să intervii, nu poți face nimic ca să-l ajuți. A anticipat visătorul. Tonul vocii lui era de data aceasta mai blând. Acestui om îi place să sufere. Va jura că nu e adevărat când de fapt nu și-ar schimba chinul cu nimic altceva. Păi așa aș putea eu să spun de ce că e atașat de materie. Deci omul care este atașat de materie vrea să sufere. Cu cât atașamentul e mai mare, cu atât durerea este mai mare și frica de a pierde. Da, stai un pic, Marius, la pasajul dinainte care l-am citit, pentru că a ales suferința ca starea lui ferească. Asta este o expresie standard în New Age și în toate cursurile astea de dezvoltare personală. Dacă tu, viața ta este așa cum este și pentru de ce tu nu ai succes, este pentru că tu ai ales să nu ai succes. Da? Deci asta îl găsești peste tot. Aici ei își deduc responsabilitatea și spui că da, tu ești ăla care a ales să nu facă. Deci tu faci toate cursurile care ei ți le vând și tot timpul ți se spune dacă nu ai succes și dacă nu reușești, înseamnă că tu ai ales să nu reușești. Da, dar aici vine școala iubirii și spune pe dos. Zice, nu succesul trebuie să-l urmărești al tău personal, că-ți întărești orgoliu și de fapt faci totul pentru un diavol,
și binele celuilalt să pui pe primul plan și tu niciun bine. Da. Nu e așa că sunt opuse? Sunt total opuse, dar partea asta, deci este un cârlig foarte mare. De ce? Foarte puțin ies din New Age și cei care și nu se opresc din a face cursuri de dezvoltare personală, pentru că tot timpul li se spune, dacă voi nu ați avut succes, este pentru că dacă nu ați vândut, dacă nu ați făcut orice, este pentru că pentru că voi ați ales. Deci îți bagă sentimentul ăsta de vinovăție că nu ai muncit destul, nu ai făcut destul și așa te ține, da? Pentru că dacă ai sărit gardul, ar spune, uite, vezi, tocmai ai adus dovada că nu ai făcut destul și tu ești de vină. Tu ți-ai ales, de fapt, să nu faci. E o îmbârligătură totală, dar sunt sigură cei care ne ascultă o să știu despre ce vorbesc. Păi este fixat binele propriu și el trebuie absolutizat. Deci trebuie să faci totul, totul se subsumează un efort personal pentru mai mult bine pentru sine. Și este invers, pentru că noi nu suntem eu, ego. Ăla e 0,5%, e o nebunie. Cum să faci totul pentru binele lui 0,5%? Trebuie să faci totul pentru puterea cea mai mare, care înseamnă peste 97%. Că dacă puterea cea mai mare te părăsește, ai murit pe loc. Deci e absurd. Cum să faci tu totul pentru haină? Noi trăim pentru haine. Sau euul ăsta se mai numește diavol, pentru satana. De ce să susții diavolul? Nu, trebuie să-i te opui. Să nu-i faci pe plac. Să nu-i dai ceea ce vrea. Asta înseamnă să-l pui pe Dumnezeu pe primul plan. Să nu faci totul pentru diavol. În traducere. Pe de o parte este și adevărat că dacă trăiești în suferință, este totul ești de vină pentru stilul de viață pe care ai trecut, că ți-ai dedicat prea mult ție și nu celorlalți. Dar ei aici vor să facă, cum ai zis tu, total pădos cu punerea materiei deasupra. Dacă faci totul pentru tine, te lovește cu suferință, că da. Trebuie să te desprindă. Da. Deci cauza lucrurilor este exact ceea ce ea apără. Ea apără o preocupare intensă sau preponderentă pentru binele individual, și atunci omul obține o suferință mai mare. Nu poți să spui că suferința este cauza suferinței, ci preocuparea exagerată pentru binele propriu. Asta generează suferință, pentru că noi suntem o ființă comună. În momentul în care faci totul pentru 0,5%, primești durere. Trebuie să te aducă înapoi cu forța de sistemul universal al iubirii, să te aducă înapoi, pentru că tu devii agresiv. Când omul se preocupă mai de sine, nu se mai preocupă de ceilalți. Și noi fiind o ființă comună și ignorându-l pe ceilalți pentru binele propriu, îi păgubim pe ceilalți și atunci trebuie să fim aduși înapoi. Deci e totul pe dos, e o nebunie. Și este o rușine pentru majoritatea oamenilor că cred în aceste lucruri care de fapt îi zăpăcesc de cap și le fac mai mult rău. Dar nu este problemă, este foarte bine că se întâmplă așa, pentru că suferă mai grav toate dramele de pe lume, pentru că trebuie să le sufere, pentru că nu înțeleg nimic. Dumnezeu nu e cu ei. Atâta timp cât faci totul pentru tine, Dumnezeu nu e cu tine. Va fi cu tine numai când faci totul pentru ceilalți și te supui lor și faci voia lor și nu a ta. Numai da. Da, dar am vrut să subliniez partea asta din propoziție, pentru că este foarte prezentă în New Age și în toate cursurile de dezvoltare. Și așa se manipulează foarte ușor oamenii. Prin faptul de a pune tot timpul vina că voi ați ales și dacă sunteți aici anul viitor, Marius, o să fii tot în aceeași poziție care ești acum, fără bani în buzunar, este alegerea ta. E foarte bine. Până în direcția aia trebuie să mergem, fără bani. Că atunci ești în divin. Când vrei bani, nu mai ești în divin, ești în palma lui Karoski. Stai puțin că am zis-o greșit. Dacă tu ai să fii în suferință și o să ai datorii la fel anul viitor, înseamnă că tu ai ales să fii acolo când nu ai făcut N-ai nimic. teamă că nu ai cum să fii în suferință atâta timp cât ești mâna la Dumnezeu, te va ocroti. Deci e invers, când faci totul pentru tine, ești în pericol. Și zice aici, eram uimit și nu puteam să dau crezare unei asemenea monstruozități.
Mi-a plăcut ce zice mai sus. Zice, este imposibil să intervii, nu poți face nimic ca să-l ajuți, a anticipat visătorul. Tonul vocii lui era de data aceasta mai blând. Acestui om îi place să sufere. Va jura că nu e adevărat când, de fapt, nu și-a schimbat chinul cu nimic altceva. Asta vezi? Asta zice despre omul care își pune binele său pe primul plan. Asta este. Deci omul care nu face totul pentru ceilalți, îi place să sufere. Deci câtă plăcere, atâta durere. Va Da. jura că nu e adevărat, că el Da. știe, că tu minți, că nu spui adevărul, când de fapt nu și-a schimbat chinul cu nimic altceva. Vezi, se aplică la ei. Aici am poveste, visătorul îl ia pe visat în trecutul lui. Și vede pe soția lui care este muribundă și el suferă acolo. Deci el, visatul, când avea 20 de ani, suferă după soția lui și visătorul îi spune, da, nu poți să intervii pentru ce ai suferit atunci, adică tu, acestui om, îi place să sufere, va jura că nu e adevărat, când de fapt nu și-ar schimba chinul cu nimic altceva. Da. Deci el în trecut ar fi aici. Așa, complacerea în această stare de a fi îi permite să se agațe de lume pentru a se simți în siguranță. Cu toate că starea lui e dureroasă, el este consolat de iluzia că ar putea veni un ajutor din exterior. Te s-ar putea vedea pe sine însuși, te ar putea schimba măcar o formă din atitudinea și reacțiile lui, deci ar putea înălța cu un milimetru, un singur gând sau emoție, viața lui ar fi diferită. Uite ce frumos spune, nu? Deci faptul că omul e egoist, preocupat numai de sine, se complace în această țară, stare de a fi, îi permite să se agațe de lume. Pentru că el se simte nesigur și are nevoie de siguranță. Da? Bine că el vorbește pe invers, știi? Dar noi îi răstălmăcim și vorbim din perspectiva școlii iubirii. Deci omul care pune binele său pe primul plan, îi este frică că pierde acest bine, se agață de lume, simte nesiguranță și devine agresiv. Pentru el lumea este lucrul cel mai important, posesiile îi asigură lui, el se identifică de fapt. Deci viața lui este una cu viața obiectelor pe care le posedă. Când începe să le piardă, el intră în disperare. Da? Din cauza asta nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Și e corect. Adică cum? Aici zice să faci totul pentru binele tău, iar stăpânul la lume zice, nu, vă iau totul. Nu veți mai avea nimic și veți fi fericiți. Păi stai că vine în contradicție cu New Age. New Age a zis, îmbogățiți-vă, nu faceți totul pentru binele vostru, nu vă mai uitați la ceilalți, nu vă mai interesează. Și acum vine și ți-le ia pe toate. Păi ce a făcut? Păi New Age nu e tot de la stăpânii lumii? Eu înțeleg, dar a zis una până acum și acum nu mai e valabilă cartea, o aruncă pe foc. Deci toate Nu, cărțile alea care mi le-a arătat, le aruncă pe foc stăpânii acum. Și zice, toate astea nu veți mai avea și vi le arunc pe foc. Da, dar de ce au făcut chestia asta? Ca să producă o durere mai mare. Blesteme. Trebuie să ajungem la blestemele din Deuteronom. Deci vă Nu, veți nu. uita cum pierdeți tot și nu vă veți putea apăra. Așa scrie în blesteme. Le citesc astăzi. Și pentru că ceea ce am citit mai sus, că a ales suferința ca starea lui firească. Deci am ales suferința ca starea firească. Da, deci a ales lumea. Atașamentul de lume care aduce o durere perpetuă, continuă și construiește ce? Ce construiește? Iadul. Deci, pe de o parte, ți-au servit New Age-ul cu, uite, cum poți să-ți păstrezi și chiar să faci mai mult, și pe de o parte ei vin și spun, păi, nu veți mai avea nimic și veți fi fericit. Da, deci tot doi vă ca să producă acel șoc, că știe că omul dorește iadul. Deci el în New Age i-au pus eticheta iadului că este scopul vieții voastre. Scopul Da. vieții de a exista este iadul.
Și apoi aflăm că este iadul. Și după ce aflăm că ne-am păcălit, Da, vin să-ți ia jucările. și nu mai ai nicio soluție, nu mai poți să te uiți cum se distruge tot. Și omul va plânge după iad, îți dai seama, aici a avut să ajungă, să știi. Să plângă după iad și după diavol. Să plângă că nu mai sunt în mâna diavolului. Și ce se Să-l întâmplă după dorească aia? diavolul, să-l dorească ei diavolul, să-l dorească Da. cu toată ființa lor. Și ce mai faci după aia? După aia îl blestem fără să-ți dai seama pe Dumnezeu. Da, exact. Că uite că mi-ai luat totul. De ce? E genial. Genial. Da, deci de fapt ne condamnă. Stai că te condamnă de fapt ca tu însăți să-l condamni pe Dumnezeu Exact, și și să-l să vrei alegi iadul. pe diavol în brațe. Să-l iei pe Și ce diavol, vrei tu. e trupul, e confortul, este siguranța, este vacanța, Să plângi este... după diavol și să-l vrei tu, să-l luți pentru el. Incredibil. Da, exact ce facem în momentul de față, da? Incredibil. Dar totul fac după Vechiul Testament, totul e făcut după Vechiul. Dacă nu se citește Vechiul Testament, nu se înțelege ziua de astăzi. Nu Apocalipsa trebuie citită, ci Vechiul Testament. E fantastic. Cea mai frumoasă carte. Descrie tot ce se întâmplă acum. Deci, vi le iau pe toate, vă iau și copiii și vă veți uita și nu veți putea să faceți nimic. Că nu-ți dau voie să faci ceva. Nu-ți dau voie să-i aperi. Nu e fantastic? Ne-au dus în poziția asta. Genial. Deci mai întâi ne-a preparat cu New Age-ul, că ăsta a început de acum 100 de ani, da? Mai întâi au venit cu Noul Testament. Da, bine. I-au stricat rău de tot la cap. Dar zic așa, mai de acum. Și acum New Age n-a făcut decât să accelereze creșterea orgoliului. L-a accelerat foarte puternic, l-a legat foarte puternic ca durerea să fie mare. Și acum ne le ia. Păi spune și mie, ei studiază 1 milion de oameni degeaba la măsuță de 1000 de ani? Ei studiază degeaba? Păi ce mai mare forță a lor? Acei 1 milion de oameni care studiază. Deci ei ne bat pe noi, pe Vechiul Testament, dar nouă ne dă să studiem Noul Testament. Exact. Ne bat pe Vechiul Testament. Praf ne fac. Iar noi nu citim Vechiul Testament pentru că ni se pare oribil că acolo sunt numai crime și pedepse. Și spunem cum era scris în cartea care ți-am arătat tu cu zeii Edenului, că sunt de fapt, e veche, este expirată, sunt de fapt niște zei, niște zei, da, suntem controlați din exterior. Deci ne-au și spălat pe creier. Deci nouă ne-au zis, da, citiți Noul Testament pentru că ăsta este cel mai frumos pentru voi, pentru acolo aveți și Salvatorul, cine vine să vă salveze și toți așteptăm pe Salvator, nu? Și toate, uite, toate filmele de heroes, de eroi, sunt făcute pe baza Salvatorului. Pentru copiii, tot ce ai făcut la Hollywood este totul, că este cineva care te salvează. Tu nu trebuie să faci nimic decât să-l ceri, să-l rogi, să te rogi sau să fie, să așa. Nicăieri nu se spune că tu te salvezi pe tine în sus. Deci toată societatea e făcută pe Noul Testament, iar ei ne bat pe vechiul. E ca și cum la școală ăștia te pun să vezi, nu știu, geografie dintr-o carte și după aia ei te controlează pe altă carte. Și la toate răspunsurile toate sunt greșite. Și tu te întrebi, păi, da, de ce sunt greșite? Că doar am învățat de pe cartea care mi-au zis, dar ei te controlează după altă carte. Și apoi ne mai și critică că sunteți idolatri. Deci a făcut un sistem de Și ne mai spune că sunteți și idolatrizare, da, și zice că sunteți proști. Că nu meritați să trăiți, mai rău, dacă sunteți proști grămadă.
Da, nu merităm să promovăm dacă suntem atât de proști că ne dau să învățăm la geografie și învățăm pe dos. Și ce Nu frumos este putem. că Dumnezeu îi lasă. Asta este fantastic. Dumnezeu îi lasă să facă asta, pentru că Dumnezeu nu poate să-și permite să primească în zonele de vârf ființe care sunt idolatre, că ființele idolatre sunt agresive. Uite, da, asta este o caracteristică a lui Dumnezeu, să se lase, să accepte. Da, Nu? da. Și chiar rugile noastre, că ei ne îndeamnă, hai, rugați-vă, rugați-vă. Nu vă merge bine, rugați-vă. Nu? Da. Și Dumnezeu ne dă, că ne Da, în rugăm. Vechiul Testament nu zice rugați-vă, respectați poruncile mele și primele două. Păi da, dar ei ne bat la fund cu ăla, dar ne-a dat Și să primele învățăm. două, cine le poate să le respecte? Că nu poate nimeni, că înseamnă să se îndepărteze de materie, de comoditate și bunăstare. Cine vrea asta? Și apoi, dacă nu te îndepărtezi de comoditate și bunăstare, uite, vă dau blestemele astea și vă iau toate posibilitățile de a vă apăra. Abia aștept să le citești și tu, să le asculți. Dar n-am ajuns încă acolo, dar Blesteme. Vechiul Testament îmi place și mie, le-am luat la rând. Dacă No, hai nu să vedem ce. respectați poruncile mele, vă termin. Bun, mai departe. Acolo e la așa, omul nu poate schimba cursul evenimentelor din viața lui, ci doar atitudinea sa vis-a-vis de ele. Da, asta este încă o chestie de New Age, că e problema de atitudinea ta, dar într-un fel este și acceptată și de noi, că depinde cum le vezi, dacă le vezi ca o nenorocire sau le vezi ca niște binecuvântări de la Dumnezeu în care ți-au redus ego-ul. Nu numai, dar tu le construiești. Dacă zici că ele sunt rele, devin rele, depinde de ce definiții și de ce etichete pui. Acolo e puterea ta. De tine depinde tot, îți faci ce viață vrei tu. De ce nu se schimbă? Pentru că forța noastră prin care am pus etichete negative este așa de mare, am făcut asta continuu, încât are o inerție. Deci soarta are o inerție. Ca să poți să o schimbi, trebuie o forță care să depășească această inerție, frecvență. Adică în toate situațiile de viață să nu vezi niciun rău, și să vezi un mare bine, o oportunitate, o binecuvântare și o minune. În toate necazurile care vin din față, durere, suferință, boli. Și când faci lucrul acesta, tot timpul, tot timpul, vei avea putere când depășești forța inerțială a gândirii critice și acuzatoare, dai peste cap soarta și se schimbă. Deci este ca o mașină, Marius, E o care mașină, da. a finit, pentru că sau s-a stricat, pentru că tot timpul ai mers pe dos, în loc să mergi să folosești cutia de viteze cum e recomandat, ai făcut-o pe dos și nu mai merge, e blocată. E, și ca să funcționeze, tu trebuie să deblochezi, să le faci, să intri în matcă, să-ți faci pe drum. Exact. Ok, ceea Este ce foarte vezi important ceea ce am spus noi acum, deci ține de puterea noastră ca prin repetiție toate necazurile care vin în față să le schimbăm sensul, să le vedem ca niște oportunități reale, așa să și simțim, să nu ne afecteze. Și ca să nu ne afecteze, noi trebuie să acordăm circunstanțe atenuante până când le vom vedea într-adevăr real că sunt bune. Până nu le vedem că sunt bune, nu se schimbă soarta. Și apoi vin altele și altele și altele și la oricare tu să vezi că totul e bun. Atunci obții o stare, un tonus din acesta optimist în viață și deja s-a schimbat soarta. Și toată soarta ta va fi miraculoasă, minunată, pentru că te predai în mâna lui Dumnezeu. Bă, noi suntem, de fapt, avem un procent foarte mare de diabolizare. Suntem foarte diavol. Adică tot timpul ne-am purtat față de viață, considerăm că lucrurile nu sunt bune, sunt greșite, nu merg bine, oamenii nu fac ce trebuie și trebuie noi să le corectăm, să facă ce vrem noi, să-i schimbăm, că noi putem. Aiurea. Deci noi trebuia să considerăm viața ca o ocazie de înălțare și să nu știm ce să facem ca tuturor să le fie bine. Când tu nu ai un eu, nu te mai aperi și nu mai poți să pui etichete negative. Dacă nu mai poți să pui etichete negative, exteriorul este numai iubire așa cum ești tu. Și încep să schimbi exteriorul. Dar ca să poți să ai această putere, trebuie în toate situațiile de viață, tu trebuie să stingi toate gândirea acuzatoare din spate și să nu mai vezi niciun rău în lume.
când nu mai vezi niciun râu, se șterg toate alea din spate și în clipa respectivă când s-au șters, a venit o țigancă la mine și mi-a zis, de bun ce ai fost, niciodată n-ai avut parte de bucurii, dar de aici încolo, gata, s-a terminat. Deci am șters toate programele și s-a schimbat soarta. Ce mare chestie am făcut, întotdeauna am cedat. Marius, știi ce e interesant? Că Dumnezeu nu ți le-a șters el. Că Le-am putea șters singur. Le-am șters să singur. Te trimită așa, curat, fără nimic, de la zero. Da. Te-a lăsat să treci, ca să le experimentezi. Să cucerești această înțelegere. Deci chiar dacă există New Age, chiar dacă există stăpâni la lume și toate dramele astea, ele sunt bune, că sunt durerile nașterii. Așa se face nașterea, nu? Nu trebuie, nu toți putem să fim desăvârșiți. Este un parcurs, fiecare trebuie să ne depășim limitele. Avem un trecut în spate, 4700 pe 300 de ani de strămoși. Trebuie să depășim toate nebuliile lor, nu avem ce face. Că le dăm mai departe. Și le luăm și noi mai departe. Adică nu se termină niciodată. Deci singura șansă pentru ca viitorul să fie bine pentru copii este tu să te schimbi Atât. Să fii ca tu cum trebuie și să schimbă ei, da. să știești cât poți tu ca ei să intre natural în matca lor. Dar ai înțeles secretul? Tu trebuie să fii într-o formă de fermitate definitivă. Adică un fel de încăpățânat, încăpățânat în iubire. Să fii încăpățânat. Adică nu te interesează. Poți să faci tu ce vrei, așa trebuie să fii iubire. Nu e nimic rău, vine de la divin. Nu mă interesează. Așa Nu să contează zici. Dacă pierzi, nu contează Nu dacă îți contează, schimbi. are grijă Dumnezeu ce-ți pasă. Este nebunia altora pe care tu trebuie să o ștergi acum. Da? Că dacă ăia dinainte nu erau înfricoșați că îți pierzi averea, comoditățile, viața, nu știu ce, tu nu ai fi avut asemenea experiență acum. Acum le iei pe alea și le duci tu, ca să nu le ducă copiii, că după aceea le duc copiii și o să suferi. O să vezi că intră în situații limite și nu poți să-i ajuți. Nu poți să faci nimic. Că se mișcă lucrurile, Dumnezeu le mișcă lucrurile astfel încât nu ajungi la momentul potrivit, nu reușești să-i spui ceea ce ai putea să-i spui și să-l salvezi. Nu. Te duce în situația în care el va trebui să sufere neapărat. Și n-ai ce să faci. Te uiți și nu poți să faci nimic. Asta este forța programului în spate, pentru că el trebuie singur să-și depășească această înțelegere. Să-și atingă această cunoaștere. Dacă nu o atinge, trebuie să o atingi tu, ca să nu fie el după aceea pus să le facă. Deci încăpățânat în dragoste, în iubire. Asta e un titlu de webinar. Da, e un titlu de webinar. Sau chiar de canal de YouTube, încăpățânat în dragoste. Ceea ce vezi acum, acest fragment din existența ta pe care ți-ar plăcea să-l schimbi, nu reprezintă trecutul tău, mi-a răspuns visătorul, este viitorul tău. Totul se repetă în viața ta, evenimentele reapar mereu aceleași, deoarece nu vrei să te schimbi. Încă te plângi, încă acuzi lumea, convins fiind că cineva din exterior te-a rănit sau ți-a produs nenorociri. Asta zice ca în școala iubirii. Aici a citit cartea ta. A citit cartea mea. Omul obișnuit prins în mișcarea circulară a timpului nu are un viitor concret, ci un trecut repetitiv. O clipă. Asta înseamnă că ei știu foarte bine care este calea corectă, dar în anumite lucruri inversează ca să nu ajungi la esență. Să fim atenți, Marius, unde anume ei inversează. Știi? Da, care scopul. Eu cred că la soluție. Să vedem dacă e soluția care... Soluția nici nu amintește. Aia, când a zis cu frica și cu suferința, nici nu știe că e o problemă de bunăstare și comoditație. Alea sunt închise. Acolo nu se... Ajunge, nimeni nu ajunge. E protejat. Deci nici măcar menționat, ca nu cumva când stăm așa să stai să să reflectezi, le... să-i vină la vreo prost ideea. Ideea, da. Nici măcar. Stai mă, că ăștia au pus aici între două virgule o chestie interesantă. Acum tu vezi prin ochii mei, într-o bună zi când vei avea discernământ, îți vei da seama că autocompătimirea ta nu este consecința, ci cauza tuturor nenorocirilor tale, căci tu
Numai tu ești cauza acestora, numai atunci vei fi capabil să scoți la lumină trecutul tău și să-l vindeci. Și dar nu înțeleg ce vor ei, de fapt, unde au afirmat, unde trebuie să ajungem. Eu înțeleg că sunt vinovat. Sunt la ce pagină, la pagina 39 și sunt vinovat de nu mai pot. Mai întâi se arată cât de varză ești și că nu mai ai nicio șansă și că Eu ai înțeleg, trăit dar de unde trebuie să treabă. ajung? Ce, bine, sunt vinovat, dar ca să câștig ce? Da, asta e Îmi repete visele tot tale. timpul că sunt vinovat. Eu înțeleg, m-am săturat, 39 de pagini de vinovăție. E prea mult. Păi, Marius, te-ai săturat pentru că ești bărbat. Asta e abia început, că e scrisă de femeie. E abia la pagina 39 și avem 300. Și trebuie să fierbem așa în vinovăție, știi? Da, tu te-ai săturat numai de la câteva pagini. Când abia ne-am încălzit. Deci prăjim broasca. Încălzim broasca până când nu mai poate să sară din cea unde. Ne aflam într-o cameră mortuară. Lângă corpul soției mele mai erau și alte corpuri nemișcate. Niciunul nu era atât de tânăr ca Luiza. Cuvintele sale aveau ecou în liniștea aceea, cuvintele pe care nu le voi uita niciodată. Moartea acestei femei este oglindirea stărilor ființei tale, a morților tale interioare. Visătorul mă prevenise în legătură cu dificultățile pe care le voi întâmpina atunci când voi traversa faldurile trecutului meu, dar faptul că experimentam cu el alături mă făcea să mă simt strobit de greutatea viziunii lui. Responsabilitatea care decurgea din aceasta era de nesuportat. Cum puteam eu fi eu creatorul, regizorul acelui film de groază pe care îl numeam viața mea? Trecerea în neființă este nedreaptă, a spus el domnul. Este nefirească, moartea fizică este tocmai materializarea a milioane și milioane de decese care au loc în fiecare zi în lăuntru nostru. Este cristalizarea unei credințe însușite de o umanitate care se complace în durere și iubește suferința. Oamenii și-au făcut din moarte un mijloc de scăpare, a insistat el. Ei sunt maestri în arta sinuciderii, știu toate tertipurile, trupul este indestructibil și totuși ei au făcut imposibilul posibil. Un om nu poate muri, el poate doar să se sinucidă. Ca să reușească, el trebuie să-și pună singur povara pe umăr și să transforme autocompătimirea și sabotajul într-o activitate cotidiană cu program prelungit. Deci aici spune că, de fapt, prin faptul că noi suferim din cauza fricii și toate alea, noi ne sinucidem. Bun, și ce caută autocompătimirea? Și sabotaj. E parte din frica, autocompătimirea. Adică faptul că ne pierdem averea și bunăstarea, ne autocompătimim sau ce? La cât? Da, da. E bine că o pierdem, ca să ne curățăm sufletul. Să ajungem să avem valorile fundamentale, modestie, simplitate, smerenie, împuținare. Întotdeauna un suicid, a declarat el, când acest mod de a gândi te va locui permanent, îți va răsturna viziunea asupra lumii și odată cu ea asupra realității. O clipă, zice, a declarat el, conferind acestui aforism vigoarea unui strigă de război. Deci, întotdeauna este un suicid, într-adevăr, când omul se sinucide în momentul în care pune materia pe primul plan pentru că ea e secundară și începe să pierde energia vieții și din cauza asta apar dereglările, necazurile, suferințele, durerile, ca să fie adus înapoi. Pentru că atașamentul duce la agresivitate interioară. Deci, într-adevăr, este întotdeauna un suicid. Să pui materia pe primul plan este un suicid, un pericol enorm. Ne pierdem sufletul. Visătorul ataca vechile convingeri, credința nestrămutată comună tuturor ființelor umane care toate sunt legate prin condiția de muritor, de adevărul universal acceptat, conform căruia moartea este firească și inevitabilă.
Acele cuvinte m-au făcut să mă simt violent, josnic, de parcă mă aflam sub tortură. Ceva îmi sfâșia ființa, un țipăt sur și incontrolabil răsuna în mine din adâncuri. În acest moment, miliarde de oameni gândesc și se simt la fel de negativ ca tine, încarcerați în propria lor ură, a spus el. Scotocea în adâncurile ființei mele pe care le consideram secrete și inaccesibile și de aceea m-am simțit rușinat de parcă mă prinsese furând. O clipă, nu Această înțeleg, o clipă, nu înțeleg ce vrea să zică, că din ce cauză a murit? A murit că s-a atașat de materie, a pus-o pe primul plan, cam asta este cauza lucrurilor. A pierdut rapid energie subtilă, a slujit prea puțin oamenii și pac, a lovit o Nu boală. este. Nu, știi că i-au zis că Acum, suferința moare este datorită fricii sau cauza. ce? Cum? Nu, e din cauza că suferă. Păi Eu eu știu așa am că înțeles. suferă, dar care e cauza suferinței? Deci este efect, iar o luăm la capăt. Deci Da, dar îi spun că este cauza, ei nu spun că e efectul. deci efectul zic că este cauză. Efectul este că tu crezi că tu ai acceptat ideea că viața asta este grea și trebuie să te lupți, ceva de genul ăsta. Asta este cauza. Din cauza credinței tale, de asta suferi. Că vrei mai multă materie. Aia nu se spune, aia o spui tu, dar nu spune aici. Aici e la liber arbitru de ales ce crezi. Nu înțeleg. Cum să adică suferința să fie cauza suferinței, frica să fie cauza fricii? Trebuie să fie ceva palpabil, unde, să fie o pierdere. Unde e pierderea? Că nu văd pierderea. Păi e frica de a pierde. Păi ești trebuie să fii atașat de materie. Înseamnă că ai posesii și se frică că le iei, că îți pleacă. Și din cauza asta apare frica. Și moartea vine tot de la atașamentul acesta. Și boala și cancerul. Ce înseamnă cancer? O preocupare exagerată pentru binele individual. Da, eu cred Și că aici problema e mai. binele individual. Ăla este generator de frică și de suferință. Binele propriu. Că te opui binelui tu, celorlalți. Iei de la ei și atunci colosul ăsta imens care este iubirea, vine împotriva ta constrângător și te atacă. Dar iau frica de moarte, deci aici a adresat el că ți-e frică să mori și de fapt îi spune că de fapt nici nu trebuie să mori. Numai în capul nostru noi murim, pentru că avem aceste frici și alte Deci convingeri limitate. frica de moarte vine din faptul că noi pierdem niște avantaje din lumea aceasta. Un bine, o siguranță, o stabilitate. Le Da. pierdem. Pe de altă parte, pierderea aceasta este o împotrivire la iubire. Adică preocuparea exagerată pentru binele individual înseamnă împotrivire la iubire, la binele celuilalt. Când nu mai faci tot binele pentru celălalt, ți-e frică că pierzi ceea ce tu ai. Dar trebuie să pierzi neapărat pentru că ai luat de la ceilalți, ai luat de la colosul ăsta al iubirii și nu ai dat nimic în schimb. Atunci trebuie să ți le ia pe toate, ca să te ducă în zero, pentru că a crescut agresivitatea interioară și te crezi o ființă separată și nu ești. Și vine colosul acesta al iubirii și te ia de urechi ca să se arate că tu ești o ființă comună, nu ești un eu separat și te distruge. Te calcă în picioare. Noi credem că suntem stabili și siguri. În momentul că avem bunăstare, suntem puternici. Avem bani, bunăstare, suntem stăpâni la lume. Aiurea. Puternic este numai cel care nu are materie. Puternic este când cel care îl are pe Dumnezeu. Toată lumea vorbește de abundență, de bogății, dar nu abundența în materie îți trebuie, ci golul acela îți aduce prezența lui Dumnezeu și aceea e cea mai mare bogăție. Cu cât golul e mai mare, cu cât ai mai puțină materie, cu atât ai mai multă fericire, sănătate și tot ce vrei. Totul e pe dos. Această condiție a ființei umane retează umanității orice posibilitate de a se salva din cele mai dureroase cicluri ale existenței, a declarat el cu o vagă de tristețe. Care e condiția ființei umane? Că este atașat de materie? Această condiție că Asta e ei condiția. Adică frică eu de tot timpul limitare. sunt preocupat numai de a câștiga cât mai mult. De dimineața până seara, fiecare din noi, asta facem. Asta e condiția. Adică grija mea, grija fiecărui om, ce o să fac mâine? Ce o să mai am, ce o să mai mănânc, ce o să...
Adică noi nu ne lăsăm în voia lui Dumnezeu, trebuie să controlăm și să nu pierdem controlul asupra vieții. Asta e grija noastră. Și bineînțeles că ne dă durere, că ne e frică, că pierdem. Și știm foarte bine că cu cât ne atașăm mai mult, cu atât vine mai puternic pierderea asupra noastră. Oamenii idolatrizează moartea și dacă ar putea, nu ar eradica-o, pentru că o consideră o soluție salvatoare pentru toate problemele lor și consideră că ea pune capăt suferințelor și miilor de morți spirituale pe care și le pricinuiesc ei înșiși. Însă moartea nu este niciodată o soluție. Ceață hipnotică. S-a disipat și viziunea s-a limpezit. Pe măsură ce spusele visătorului deveneau reale, moartea în acea cameră întunecoasă cu celelalte cadavre înșurite în acele pătuțuri cu lumânări părea la fel de ireală ca o piesă macabră. Deci, într-adevăr, oamenii sunt înnebuniți să moară. Este o sinucidere să cauți stabilitatea, siguranța și fericirea acestei lumi, pentru că ea curge, nu poate fi stabilă, ea îți produce o durere mai mare de fiecare dată și mai mult lumea trăiește din tine, mănâncă din tine, îți ia din energia ta. Când mănânci o ciocolată, nu ciocolata îți dă bucurie, ci energia pe care ea a scos-o. Ea este doar prilejul care scoate din tine viață, dar mori. Deci materia nu poate să-ți ofere fericire. A te duce spre materie este, de fapt, sinucidere. Înseamnă iadul. Deci e amestecătură, nu? Păi el se gândește la altceva. Eu acum am inversat în cheia școlii iubirii. Da. Aici vorbește aiurea. N-am înțeles. Nici nu mă interesează. Vindecarea porniște din interior. Da, aici îmi spune că să începem de la... În orice vindecare, procesul trebuie să pornească din interior. A spus el cu blândețe, îndepărtându-mă de acea stare de autocompătimire care amenința să mă copleșească în orice moment. Spune, ființa da. noastră... Ființa noastră este cea care creează lumea și nu invers. E adevărat, nu? Da. Ca toți oamenii, ai crezut mereu că evenimentele sunt cele care îți induc stările și că circumstanțele externe sunt responsabile de ceea ce simți. Acum știi că aceasta este o viziune răsturnată a realității. O clipă, ființa noastră bun, dar nu spune ce facem, că noi definim lucrurile și ele devin așa cum le-am definit, punem etichete și ele se conformează. Asta nu spune, vorbește aluziv și nu spune până la capăt. Deci, știe. Știe unde să se oprească și știe ce să nu spună ca să nu deranjeze oamenii. Nu știu, dar mi se pare și greu să minți așa toată ziua. Nu? Păi nu știu Trebuie talent. Dacă e obișnuință. Da. Nu știu. Dacă e extraterestru sau inteligența artificială, e simplu. Nu vinovăți evenimentele, a spus el, văzând cum mă clatin sub povara celor emoții. Să fii văduv la 29 de ani cu doi copii nu este un blestem. Un eveniment nu poate fi nici bun, nici rău. Este doar o oportunitate. Dacă ai fi fost instruit, ai fi transformat acea situație într-un eveniment favorabil și ai fi translatat și ai fi translatat pe un nivel superior. Dacă ai fi avut curajul să te cunoști pe tine însuți, n-ar mai fi fost necesar ca Luiza să moară. N-ar mai fi fost necesar să treci prin atâtea nenorociri. Corect. La nivelul pe care se află ființa noastră, ne creăm existența. Tot ce vezi și atingi este reflectarea imaginii ființei tale și provine din incompletitudinea ta, de la golul pe care îl porți în interior. În viață nu există spații goale. Dacă nu le umpli voit, impunându-ți un nou model de a gândi, de a acționa, lumea va face locul tău nemilos. Deci aici îi spun, e adevărat că nu există spațiu gol. Dacă faci spațiu gol, vine cineva să ți-l umple, da? Da. Deci
tu spui că noi să facem spațiu gol ca să vină Dumnezeu să-l umple, Da. Dar aici îi spun că tu trebuie să-l umpli ca să nu lași lumea să vină să ți-l umple. Deci știu foarte clar ce să evite. Se vede clar că știu mecanismul. Și este imposibil să că îl studiază de mii de ani. Imposibil să nu știe. Pentru că cu obstinanță se ia pe invers totul. Nu cade niciodată. Deci ei Nu vorbesc greșește. despre principii, Marius, deci vorbesc despre toate principiile pe care le-ai spus și tu, deci nu sunt altele aberante, sunt aceleași principii pe care le spui, numai că le întorc pe dos. Le întorc pe jos, nu le pe dos, nu merg până la capăt. Da, le diluează. Le diluează, le contrazic. Într-un loc zice ceva, la sfârșitul propoziției zice altceva. Deci dacă erai varză înainte și citești cartea asta, ai să fii și mai varză. Salată te faci. Da, cel din Școala Iubirii nu poate să o citească. Este imposibil. Noi din Școala Iubirii? Da. Păi nu ți-am spus că n-am putut să o citesc și am zis că o citesc cu tine, că parcă mi se încurcă ideile în cap. Că erau niște idei care le vedeam însă ok, fac sens, dar altele parcă sunt modificate și uite, acum citim cu tine, confirm. Deci este o dovadă că ei știu principiile. Dar cum să nu? Ceea ce tu spuneai tot Știu timpul. ce Acum să să evită, da, știu. Și evită cu grijă, adică sunt așa, suflă și în foc. Să nu, știi? Nu știu cum să zice. În iaurt. În iaurt, suflă și în iaurt. Care nu cumva să greșească la fiecare propoziție, sunt verificați și paraverificați. Da, deci asta este ca încă o piatră de temelie a ceea ce spui tu că ei știu principiile, ți le arată un pic și ta ți le diluează și ți le însuciește încât ai zăpăcit. Da, corect. Și nu vine nici natural, Marius, ca să te duci în smerenie, că dacă natural ai fi în smerenie, poate că ai discerne printre toate pălăvrăgiile astea. În primul rând, cred că nici nu ai citit cartea. Nu ai citit cartea, nu se poate citi. Nu te-ai, nu Noi ți-a ne reșit. sacrificăm aici. Că de seama, e o greu să le iei pe toate, să le inversezi, să fii atent ce spună. Începe cu o idee, adică ceva bine, după care la sfârșit le întoarce pe dos. Să fii atent. Dacă nu vezi sau nu vrei să vezi, boala se cronicizează și comedia vieții tale devine din ce în ce mai tragică. Totul se întâmplă pentru a-ți evidenția cauza acelei drame și a te duce înapoi la sursa ei, pentru a te ajuta ca într-o bună zi să intervii și să schimbi această viziune fatalistă asupra existenței. Da, spune cumva bine aici că modul cum privim noi lucrurile, definiția pe care o dăm noi lor și ce etichete le punem, le determină existența. Dacă așa gândim, așa avem. Trăim ceea ce gândim. Avem parte de ceea ce gândim. Și trebuie să ne schimbăm gândurile, etichetele, fișierele alea de acolo care le avem noi, trebuie să le schimbăm și atunci vom vedea o altă lume, o altă realitate. Acum intrăm în alt capitol, în proprietari, și aici, uite, aici vorbește prin exemple, Marius. Da, super. Eram teribil de îngrijorat, deci se duce în trecutul lui, continuă cu trecutul. Eram teribil de îngrijorat, ca și cum stomacul mi era strâns într-o menghină de fier. În fiecare casă în care mă mutasem, dădusem peste un cerber, proprietar dificil, caractere certărețe, care datorită unei ironii a sorții, unui destin recurent, foarte bun pedagog, cerusere să locuiască alături de mine și să-mi fie vecin. Privește atent, observă-i atent, mi-a ordonat el. Acei proprietari sunt o singură persoană cu toții, mereu aceeași. Nu se schimbă niciodată. Nu vrei să vezi că în umbra măștii deghizat în proprietar, te-ai aflat tu mereu, tu întâlnindu-te pe tine însuți. Foarte frumos. Nu? Da. Deci aici ei de fapt spun că fiecare persoană pe care o întâlnești este o reflecție a ta. Da.
Îți oglindește ceva din tine și exact partea care tu nu o suporți sau nu o vezi, nu vrei să o vezi. Certăreață, da. Da. Ce nu-ți place la ceilalți e din tine. Așa ești tu. Te caracterizează oamenii. Ei sunt pasnici, gardienii pe care tu singur i-ai ales să-ți mențină starea de dependență. Atâta timp cât vei continua să mururi acel cântec de jale care ți-a condus mereu viața, acele fantome vor reveni. Frumos. Să Avem viața vedem. pe care o merităm, trăim ceea ce suntem, primim ceea ce gândim, suferim Da. ceea ce nu ne place. Păi, urmează să pătrundem în beciul vieții tale, a spus visătorul. În cotloanele ei întunecate, vremea să facem curat, sunt atâtea de lămurit. E bine, deci începem să intrăm în beci acum, coborâm în beci. Deci a fost prima treaptă. Da. De asta mi-a plăcut cu proprietarii. Atenție să nu te împiedici și să dai drumul la lumină ca să vezi pe unde pășești. Depinde cât de adânc e peciu. Deci suntem la 12 la domnișoara Judith. Apa, Moartea okay. nu este Moartea nicio. nu este niciodată întâmplătoare, m-a întrerupt vocea visătorului. Cum de altfel nici boala, nefericirea sau sărăcia nu sunt niciodată întâmplătoare. Mulți ani de zile te-ai rugat să se întâmple asta, fără ca măcar să admiți asta față de tine. Ai dorit-o, ai invocat-o cu ardoare, ai tânjit după ea. Visele se adeveresc mereu, până și cele mai întunecate. Corect. Ceea ce îți închipui, acel lucru se întâmplă. Atenție ce îți reprezinți, că vei trăi. Trăiești ceea ce gândești. Ești ceea ce îți imaginezi. O să sar la 44. Fiecare dintre noi primește un imens interval de salvare, dar îl folosim, îl irosim repede datorită neglijenții noastre constante, a modului responsabil de a ignora semnalele, avertismentele, semafoarele existenței și ne considerăm fragili, expuși tuturor primejdiilor la mila șansei. Frumos leagă ideile. Viața este foarte puternică și trupul este indestructibil. Ca să murim, trebuie să facem imposibilul posibil. Referindu-se la omul care am fost, ca și cum ar fi vorbit despre altcineva, el a spus: iartă-l! Iertându-l, îți vei vindeca trecutul și îl vei înlocui cu lumina zilei de astăzi. Oamenii sunt asemenea ție, dirijați de emoții negative, sunt fragmente de materie plutind în univers. Povestea vieții lor se limitează la acuze, văicăreli și dependență. Este singurul sens pe care îl pot da lucrurilor. Sufocați de supărări, ei încearcă să uite de moarte prin moarte. Da, bine. Frumos spus. Bate mama apa în pire. La 46. Deci oamenii sunt asemenea ție. Uh-huh. Cum gândești tu, ce gânduri Da. ai, așa se execute ei. Sunt fragmente de materie plutind în univers. Povestea vieții lor se limitează la acuze, văcăi și dependență. Este singurul sens pe care îl pot da lucrurilor, pentru că asta este în noi. 13. Mulțumesc! Luiza, da. Mulțumesc, Luiza. O să sar la pagina 46. Această femeie este trecutul tău care moare, a spus visătorul în spatele meu. Sentimentul morții pe care îl trăisem în preajma ei de luni de zile nu mi-era exterior mie. Era moartea mea, moartea pe care o purtam în mine întotdeauna. Luiza mă lăsase să o văd, să o simt și să o ating, iar în acel moment ea îmi dădea șansa să o înfrâng. În schimb, eu am conegrit-o cu fiecare gând rău, cu fiecare acuzație. Cerei să te ierte, mi-a poruncit visătorul părintește. Viața ei a fost specială și te-a ajutat să recunoști moartea din tine, victimizarea, sentimentul de culpabilitate și dezmembrare care ți-a condus existența. Deci cei ce spun aici că victimizarea, sentimentul de culpabilizare sunt de fapt moartea sau te duc spre moarte.
Deci de fiecare dată când te simți o victimă a celor din jurul tău sau a vieții și când te culpabilizezi pentru ceea ce ți se întâmplă, tu de fapt alegi să mori. Păi să luăm pe invers. De moarte, asta zic. Deci dacă interiorul nostru construiește exteriorul și omul din fața noastră îl pun să-mi facă ceva și el ia un rol și se aruncă în iad pentru mine, unde eu sunt victima? Când el este victima. Eu sunt călăul. Iar sunt inversate. Și firesc, pentru că asta este optica întregii societăți. Toată societatea aruncă vina la afară și totul e construit pe ideea că celălalt este de vină. Și tu nu trebuie să faci nimic, nu trebuie să te schimbi deloc. Și din cauza asta, lumea este în situația asta în care suntem. Uite, mi-a plăcut și am mai povestit lucrul acesta. Am frunzării, n-am citit cu seriozitate, cu vorbiri duhovnicești Ioanichie Bălan. Și mergea la diferiți duhovnici din mănăstirile din România și întreba un set de întrebări, avea 10 întrebări sau nu știu câte. Și una dintre ele, deci punea aceeași întrebare la toți. Și la întrebarea, care este cauza pentru care omenirea și oamenii sunt în situația jalnică în care sunt, toți răspundeau la fel, eu. Eu sunt cauza. Da? Deci, Nu ziceau, ăla e de vină, guvernul, stăpâni la lume, nu. Eu sunt cauza. Corect? Nu zicea că ceilalți sunt de vină și tu te-ai victimizat, ăla te asupresc, tu te simți vinovat, te dezmembrează, ei îți conduc existența. Nu, tu ai ales asta, tu ai gândit așa. Nu? Care-i părerea Noi, ta? Hai să spune da. părerea ta. Care-i părerea ta? La ce? La asta, cu cauza este inversă decât spun ei. Deci noi suntem călăi și ei sunt victimele, oamenii în afară. Iau rolul ca să vină să ne salveze viața. Se Păi da. sacrifică pentru noi. Da, deci dacă luăm situații specifice din viața noastră în care au conflictuale, prin învățăturile din școala iubirii, îți dai seama că persoanele respective au venit în acel moment ca să îți oglindească ceva sau să-ți distrugă ceva. Sigur. Nu? Da. Cum te duci cu orgoliu mare, te duci undeva să ceri ceva pentru că ai acest sentiment de că ți se cuvine și te duci să ceri și te refuză, cu toate că să spui că tu ai tot ce trebuie. Ai toate argumentele să primești ceea ce ceri, dar numai prin faptul că te duci cu această siguranță de sine și o impui, tocmai de-aia o să te refuze. Și îți dai seama gândindu-te, da, pentru că m-am dus cu orgoliu să primesc, pentru că trebuia să primesc și nu am primit. Numai așa putem să ne dăm seama și să fim cât mai sincer. Bine, poate nu reușești odată, poate mai durează un pic ca să treci peste bagajul emoțional, dacă este o situație mai emoțională. Dar le iei pe cele mai mărunte, așa, știu eu. Te-ai certat cu vecinul, cu vecina, cu, nu știu, pe o chestie măruntă și îți dai seama de ce. Care a fost motivul pentru care s-a întâmplat. Și cu cât identificăm mai multe situații de genul ăsta, că, de fapt, persoanele din față sunt o reflectare a noastră, care am fost în perioada aia, cu atât mai ușor ne vine după aia în viitor să acceptăm ce ne vine din față. Pentru că avem dovada din spate, că uite, și atunci, și atunci, și atunci, tot eu am fost de vină. Da. Zice aici, acceptarea și asumarea responsabilității, pentru că era o parte din procesul care nu începuse încă și pe care visătorul numea iertare de sine. Observarea de sine înseamnă vindecare de sine. Nu e chiar așa. Da, dar observarea, cum am spus noi mai devreme, că
tu nu mai observi, dar nu vindeci. E ca și cum observi că cineva e bolnav, dar dacă nu îi dai pastile să, sau ceva să se vindece, nu se vindecă, numai prin observare. Da, și nu arunci apă peste foc, nu se stinge focul. Exact. Trecutul trebuie binecuvântat și vindecat. Pătrunde fiecare cută a vieții tale trecute. Adu lumină în fiecare ungher, transformă-l cu o nouă înțelegere. Trecutul tău va fi vindecat când vei renunța să te complaci în anxietăți, îndoieli și temeri. Aceasta este Da. adevărata semnificație iertării de sine. Da, uite, vezi că spune, nu spune de fapt cum face, spune că o să fie vindecat când ai să renunți la anxietăți, îndoieli și alea, dar nu spune cum. Dar nu spune ce cauzează și cum. Ok, te întorci înapoi în trecut, îl accepti, îl binecuvintezi, îi faci ce vrei tu, dar nu spune cum să-l faci. Dar la cursurile tale nu ți-a zis cum? Nu, spuneau să vii la un curs următor. Ăla e pe un nivel superior. A, Da, deci spune ca să ceva. spună cum trebuie, costă mai mult. Da, deci trebuie să-ți... Mare, să mă apucă durerile de cap, dacă mă mai gândesc. Da, trebuie să-ți întrebi îngerii, trebuie să... asta era o parte. Să dizolvi într-un fel, să dizolvi trauma într-un ocean violet în care vin steluțe aurii și roșii și prin alea și trimiți iertare persoanei sau persoanelor și într-un fel îți curăță aura și corpul energetic și chestii de genul ăsta. Ar fi o soluție. Altă soluție este să mănânci sănătos. Deci, oricum, e totul pus pe materie. Da. Nu spune ce spuneai tu, că de fapt să unești contrariile și să vezi că nu este... Spun, de fapt, mă, da, spune că nu există bine și rău, că totul este un întreg, dar nu spune cum ajungi tu la întregul respectiv. Da? Ca tu să unești contrarele. Deci te lasă tot timpul în aer. Pe o situație, ca și aici, spune dacă este o situație negativă, vezi-o pozitivă. Dar cum să o văd pozitivă? Dacă a venit unul și mi-a dat una în cap, păi hai să căutăm, cum să o văd ăla? A, ce bine că a venit ăla și mi-a dat în cap. Înțelegi? Nu este legat că da, stai puțin, tu atunci deja ai avut comentarii la adresă cu femeia care a scuipat-o țiganul, da? Exemplu foarte clar. Deja dacă nu știa că a avut comentariu, nu ar fi știut ce s-a întâmplat, da? Deci nu venea omul ăla să o scuipe dacă ea s-ar fi gândit la ce plăcinte face diseară acasă. Da. Da? Ea a continuat critica în cap și atunci a trebuit să fie oprită. A provocat, exact. Da. Deci ei nu spun chestii, cum ți-am zis, ei zic că sunt plusul și minusul e același, că este iubire peste tot, bla bla, hihi, dar nu zic exact ce trebuie să faci. Cum ai zis tu, bla bla, hihi? Da, toată pălăvrăgeala aia, care nici nu mai... Eu mă bucur că facem cartea pentru că, uite, aici sunt toate conceptele astea de New Age pe care eu le-am citit și acum le văd altfel. Și ajută și pe ceilalți care o să ne asculte ca să identifice când văd morcovi din ăștia așa frumoși să-și pună anumite întrebări. Chiar așa este. Sau cei care sunt în cursuri de dezvoltare personală să întrebe pe coach și pe trainer cum să facem să trecem peste trauma respectivă. Să vezi ce spun. Ei zic să faci meditație, să te relaxezi, să te duci în trecut, să te vezi pe tine acolo și să te îmbrațe și să... Uite, sunt curioasă dacă cineva face cursul sau își amintește ce a zis trainerul, cum să unească negativul, cum să-l facă pozitiv. Dacă a zis ceva de genul ăsta sau cum să dilueze emoțiile negative, trauma. Trauma e o binecuvântare, e două probleme de etichetare.
Problema la mine, Marius, că eu am șters, mi s-a șters foarte multe din cap de când am intrat în Școala Iubirii. Nu mi le mai amintesc. Acum, citind, îmi mai amintesc din astea. Deci nu mai s-o mai șters din software. Capitolul 2, Lupelius, întâlnirea cu școala. Da. Alături de... spune. Deci partea asta e un fel de școală, asta este școala zeilor, Lupelius. Alături Da. de mine. Alături de mine vei putea schimba cursul destinului tău implacabil, a spus el. Alături de mine vei putea să spași cercurile mecanice ale obiceiurilor tale, ale sentimentului de culpabilitate. Alături de mine va trebui să renunți la îndoială, teamă, gânduri destructive. Va trebui să renunți la minciuna care te leagă de condiția de muritor. Aici sunt promisiuni, da? Ca să te schimbi, va trebui să lupți împotriva intoxicării tale de o viață, a continuat. Va trebui să schimbi în întregime felul cum vezi lucrurile. Doar în acest mod și cu multă muncă poți să-ți schimbi cu adevărat destinul. De unul singur, omul nu reușește niciodată. El are nevoie de o școală. E adevărat, nu? Asta Da. facem și noi cu Școala Iubirii. Deci e perfect ok. Ok, o să trec. Ce este școala, am întrebat. Așa, școala constituie călătoria ta de întoarcere, a spus visătorul. În ochii lui întunecat strălucea o bucurie ascunsă. Școala este saltul cuantic de la multitudine la integritate, de la conflict la armonie, de la sclavie la libertate. Așa, să găsești școala înseamnă să te conectezi la vis, ca un cablu de oțel, să fii capabil să intri pe nivelurile de maximă responsabilitate. Sunt foarte puțini cei care pot să reziste unei asemenea întâlniri. Așa, cum putem găsi școala? Nu te teme, școala te va găsi pe tine. Da? Nu? Numai că trebuie să o accepti. Când un om este iremediabil dezamăgit de viața sa, când își dă seama de desăvârșirea lui, de propria lui neputință, când existența îl prinde într-o menghină până nu mai poate să respire, atunci e momentul să apară școala, Marius. Uite, asta trebuie să-ți pui tu pe carte data viitoare. Nu? N-am eu atât aminte. Când un om este iremediabil dezamăgit de viața sa. Adică când ești în gaura găurilor, în fundul gropii, când nu mai vezi nimic, când toată lumea ți se dărâmă în cap, când își dă seama de nedesăvârșirea lui, adică când îți dai seama că n-ai făcut nimic atâta timp, ai alergat după cai verzi pe pereți, de propria lui neputință, deci aici ai de toate încercările care le-ai făcut de meditație, de yoga, de toate așa, toate cursurile de New Age și de dezvoltare personală, când existența îl prinde într-o menghină până nu mai poate respira, adică când ajungi un moment că ai capul plin, că nu mai încape nimic, atunci e momentul să apară școala. Nu știu. Rumi avea o idee interesantă. Ca să iubești, trebuie doar să ridici toate obstacolele din calea iubirii. Deci aici nu văd decât obstacole. Da, păi Nu aici ați... spune nimic despre iubire. Da. Adică ridic obstacole în continuare. Adică Păi e nu... ca și când sensul cărții nu este să te ducă mai repede în iubire, ci să te îndepărteze de ea cât mai eficient. Ca niciodată în viața ta să nu ajungi să o cunoști. Păi nu știi ce oferă școala, vezi că nu-ți spune. Păi nici nu va spune, La termin ultimul cartea, moment, nu va spune nimic. asta e aici când ai ars toate bărcile și nu mai ai bărci de salvare, cam așa îl văd eu aici, atunci vine școala și te salvează, dar nu spune ce înseamnă, ce ți-aduce școala. Nu cred că va spune nimic.
Dacă ei până acum nu au spus nimic și cu grijă au evitat să spună că atașamentul de materie generează frica și suferința în lume, pentru că atașamentul de materie înseamnă eu pe primul plan, bine meu, adevărul meu, dreptatea mea, nu spune lucrul acesta, preocupați excesivă pentru binele propriu, eu, mai întâi de toate, creează atașamentul de materie și frica de a o pierde. Deci, de fapt, nu ne este frică că îl pierdem pe diavol. Îl iubim așa de mult pe diavol, încât ne frică și facem totul ca să nu-l pierdem. Uite, aici se vede că se face totul. Se face totul ca să fie conservat diavolul în continuare, să nu se atingă nimeni de bunăstarea, de comoditățile, plăcerile tale. Nu amintește absolut deloc de niciuna din ele. Ce să spun? Deci fugă, fugă de divin. Adică e special făcut pentru diabolizare. Este un text pentru diabolizare mai mare. Îmi pare rău. Hai să vedem ce mai zice mai departe. La lume este un mit. Întâlnirea cu școala este cel mai minunat eveniment din viața fiecărei ființe umane. Este unica oportunitate pe care o ai pentru a evada din himnoza colectivă și să realizezi că tot ce vezi și tot ce te înconjoară nu este lumea, ci doar descrierea ei. Imaginile care se proiectează pe retină nu reprezintă lumea, ci povestea ei, o poveste repetată de multe ori, un mit. A răspuns visătorul laconic. Vi s-a povestit lumea. Tu ești adevăratul creator a realității care te înconjoară, dar ai uitat asta. Ce am uitat? Am întrebat. Lumea are nevoie de tine pentru a exista. Ai uitat că tu ești creatorul ei și de aceea ai devenit umbra propriei tale creații. Ce zici de asta, Marius? E bine. E bine, nu? Lumea este subiectivă, personală, este imaginea în oglindă a ființei noastre. Viziunea și realitatea sunt unul și același lucru, tot ce le separă este factorul timp. Ok, dar o realitate obiectivă există cu siguranță, am subliniat eu. În definitiv, un lucru nu poate fi altceva decât ceea ce este. Am încercat să-mi apăr convingerile. Observând că eram încă confuz, a dat o lovitură decisivă viziunii mele anterioare, afirmând: putem vedea doar ceea ce suntem. E adevărat. Da. Un hoț... A, uite, asta e frumos. Asta e frumos, uite. Un hoț, dacă întâlnește un sfânt, va vedea doar buzunarele lui. Această butadă m-a iluminat și încă mai zăbuveam asupra imaginii ei educative și cospice, dar visătorul revenise la discuție. Ok. Numai întâlnirea cu școala îți va permite să te eliberezi de rigiditatea unei vieți obișnuite. Doar activitatea școlară ne va permite într-o bună zi să percepem lumea din spatele panoramei ei false. Doar un om care lucrează cu sine, trebuie să lucrezi cu sine, va avea acces într-o zi la o viziune armonioasă, la o stare de integritate. Și numai o viziune completă și armonioasă poate vindeca lumea. Ba, aici am amestecat. Aici s-a introdus conceptul de lucrare cu sine. Adică ți-a zis că nu ești perfect, nu ești bun, deci trebuie să te lucrezi și cu cât lucrezi mai mult, cu atât vei ajunge la un anumit nivel și ai să fii, lumea ta sau mediul tău va fi schimbat. De fapt, deci, ești invers. Da, că nu asta ești este un perfect, concept. Da. Asta e celălalt concept de New Age, de a lucra cu sine, cu sinele. Nu ai nimic de schimbat la lume, este doar de acceptat lumea așa cum este și destul și e suficient și e totul. Și gata. De seama. Marius, Deci dai bani pentru ceva care nu o vei atinge niciodată pentru că tu deja erai. Dar atâta timp când crezi că nu ești, tu te îndepărtezi de ceea ce erai. Păi tu erai înainte în echilibru și deodată nu mai ești. Și când te duci la el, zice, vină la celălalt curs, că încă mai ai de lucru. Adică te menține tot timpul dezechilibrat.
De scopul este banul. Nu ca să te lămurească, că ar fi suficient să spun o propoziție. Păi tu deja ai desființat pasajul ăsta cu o propoziție. Da. Tu deja ești. Ai totul. Nu e... Pentru că totul venind de la divin nu poate fi schimbat nimic, nu poate fi modificat, corectat. Nimic nu poți să faci decât să accepti. Ce trebuie să fac tu, ființă? Să accept totul, da, totul. Nu e nimic de schimbat. Că serul ăsta nici nu există. Inclusiv Da. eu am explicat așa de mult ca să sting aceste neclarități care vin de peste tot, ca să ajung la sfârșit de tot să spun că totul doar este și că nu ai ce să modifici. Că nu se poate modifica, că vine de la un Dumnezeu care pe toate le face perfecte și nu se pot modifica. Iluzii. Da. Deci, încă o dată vedem că se cunosc principiile adevărate la bază, dar ele sunt Ocultate, ascunse. și sunt anulate prin Interpretate, da. că sunt și multe lucruri adevărate. Ți le prezintă frumos, dar după aia îți pune capac. Da. No, Marius, facem data viitoare școala transformării, că de aici începe să vorbească despre școala zeilor. Da, data viitoare. Ca să fie complet. Îi lăsăm pe ascultători curioși ca să vadă care este această școala transformării. Poate vezi și tu ceva, nu, Marius? Altceva mai nou nu există. Dacă faptul că lucrurile doar sunt și sunt în voința lui, el în toate pozițiile, ce mai să fie? Nu mai nimic. Decât să acceptare. Bun, rămânem la școala ta să mai... Ok, Marius. O concluzie? Nu fugi așa ușor. Nu, nu. O concluzie. Păi concluzia aici am mai spus că adevărul e cunoscut, se vede, ni-l mai dă, ni-l mai flutură pe sub nas, ca după aia să ne întoarcă, să ne spună că de fapt e pe invers. Deci, nu vor ca să ieșim, vor să ne crea, să ne, într-un fel să ne spună că da, există ceva mai bun, da, într-adevăr, tu îți creezi prezentul, tu ți-ai creat trecutul și tu îți creezi și viitorul și totul se repetă, dar de fapt tu ești de vină pentru că tu ai frici și dacă n-ai avea frici, nu ai avea această situație. Dar nu-ți spun că, de fapt, omul care... Asta nu s-a spus nicăieri, că omul care vine din fața ta este reflecția ta. Dar, în schimb, ei spun că exteriorul este reflecția ta, da? Deci iau o parte, dar nu iau și partea aialaltă. Da, deci partea aia cu omul care vine din față este reflecția ta, nu se spune. Da. Bun. Și... Dacă nu avem discernământul din școala iubirii, nu poți naviga prin toate lianele cărții ăsteia. Tu ce crezi, Marius? Care e concluzia ta? Pentru mine întărește ceea ce tu deja ai spus de atâtea ori, că stăpânii la lume cunosc regulile și ne joacă pe... au inversat regulile pentru noi și acum ei se amuză să vadă cum noi ne învârtim în cerc și nu găsim poarta și ei tot ne arată, hai uite acolo, hai mai caută acolo, hai mai uită-te și acolo, n-ai găsit, ia mai uite și acolo și stau și se uită la noi, deci e un fel de reality show pentru stăpânii la lume și spun, a, uite ce mai fac și ăștia aici, hai să le mai aruncăm o bombă, să vedem cum... Se distrează, da. Da. Ce frumos. Îți dai seama că tot stresul pe care tu ți l-ai pus în viața ta să aduni bani ca să te duci la cursuri, să fii mai mare, mai tare, nu știu ce, să te prezinți cu toți pe social media, e o energie risipită pentru nimic. Că nimic nu trebuie să schimbi, totul e perfect. Deci noi suntem un fel de clown
pentru stăpânii la lume. Și când vor să aibă comedie, ne dau o chestie. Când vor să aibă tragedie, ne mai dau și o chestie. Eu cred că se bazează pe besteme. Adică știu că Dumnezeu va interveni și ne va duce în situații imposibile și noi vom suferi veșnic. Adică suferința asta veșnică este iadul. Deci, Marius, tu vrei să zici că ei fac teste pe noi. Să vedem cum se aplică blestemele lui Dumnezeu. Hai să vedem cum se aplică. Nu, Și le văd cum se aplică. Ei se simt Dumnezei, ei se simt Dumnezei și ne aruncă în iad. Că de aia se simt Dumnezei. Deci e proba lor maximă, că sunt mai deștepți decât noi, mai tari, mai puternici decât noi. În asta stă puterea lor. În faptul că ne-au făcut să nu înțelegem nimic și singur vrem iadul. Asta e cea mai mare fericire pentru ei. Singuri vrem iadul. Repet, singuri vrem iadul. Și gata. Sfârșit. Putem să ne culcăm. Da. Interesant. Nu bine, Marius. Pe atunci... La miercuri. Da. Continuăm miercuri. Mulțumim frumos. Atunci, o duminică bună. La fel, Pa! bine, pa, pa.